Vă pup, dragi oameni buni. Vă pup, man. Stimă vouă, fra. Hai să împingem toți câte un like puternic de tot. Să ajungem unde trebuie, man. Hai, să până termin jos, save jos, să intrăm în subiect. O să fie un live lung, sigur că da. O să explic cu lux de amănunte, cine vrea să știe cu lux de amănunte ce s-a întâmplat acolo. A făcut oamenii documentar. Înțelegeți? Și o să reacționăm la el. 15-67 de like-uri, hai că putem. Laurențiu, te pup, man. Hai să te urmăresc. Cum mai exact, te pup, man, te pup, respect, fra. Laurențiu, mulțumesc pentru un membru, fra. Hai, dați 100 de like-uri ca să intre lumea să vadă că suntem live. Să dăm drumul, că după aia intră. Silviu, te pup, man, mulțumesc pentru un membru, fra. Hai să lovim 100 de like-uri până una asta. Lovim 100 de like-uri frumos. Să-i dăm drumul. 92-75 de oameni rupem în seara asta. Deci vă explic cu documentarul în față, vă explic cum s-a întâmplat cu lux de amănunte, cu fiecare oră, tot, absolut tot. 103 like-uri, hai. Merge către 200. Intrare 85. 92. 106 like-uri. 107, 93. Hai că putem, să iem de 100. O să 11, 97, 5. O să 17. Poftă, vă pe toți. Nu jucăm nimic, explicăm, e un documentar la care reacționăm, unde o să explicăm cu lux de amănunt ce s-a întâmplat acolo. Deci dacă vă uitați în reluare, vă rog să dați like, să ajungem cu live-ul la toată lumea, că aici e explicația completă. Nu m-a strimit de mâncat. Nu m-a bine dintre oamenii. Șeful imigrant și la român, da. Azi îmi pierd 105 kg, am zăbit, am 103 kg. 127 de like-uri, hai că putem. Mergem către 200. Vă pump, vă mulțumesc tuturor frumos. Vă mulțumesc tuturor pentru poftă bună. A fost de mult ca figurin, fost și a dat drumul și a înghețat. Nu, au rămas fără aer, man. Dumnezeu să ierte. S-au asfixiat. S-au asfixiat, săracii. Dar am un documentar acum unde se prezintă cazul cu lux de amănunte. Până când ne leagă pe toți. O să vă placă, o să vă traduc din ce știu eu, să vă traduc. Erau români, șeful lor era român, da. Poftă bună, vă pup. 135-137 de persoane. Hai cu 200 de like-uri, băi, că putem. Dacă aveau telefon, ne-au sunat după ajutoare. Nu cred că știau nici în ce remor că sunt. Nu știau nici unde sunt. Nu știau nici la ce număr să sune. La 112 sau la ceva, nu știu. Dar e bună întrebarea cu care vii tu. 141 de lei, 143. 200, boys. Hai că mi-am două guri. O să respect maxim. Vă pe toți, frate, vă pe toți. Tot pe PD, DPD, nu, mă, nu. Respect, vă pup. Hai să-i dăm drumul, vă gărăm 140 de like-uri. Îi dăm drumul, dragi oameni buni. O să fie un live lung. Dar sper ca toată lumea să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo, după live-ul ăsta. Hai. Ia, sunt poziționat bine, nu trebuie să dau și aici așa. Transform. Care mă, flip orizontal. Stai mă. Nu făcui bine.
Da, trebuie să bifez camera și flip orizontal. Transform flip orizontal. Da, bun. Deci începem, dragi oameni buni, explicația cu lux de amănunt, cum i-a omorât, momentul în care au murit oamenii, totul se explică în acest material. Deci octombrie, 23 octombrie 2019, da? Ora 1 noaptea și 13 minute. Hello caller, is patient breathing? Aici sună la, aici de ce luase remorca și sună la 112. So, no, I'm a lorry driver and I just lifted a trailer from the port. I don't think so. Spune că doar a luat și trailerul din port și crede că pacienții nu respiră. There's loads of them, there's immigrants in the back, but they're all lying on the ground. Spune că sunt imigranți în remorcă și toți sunt pe podea. Approximately. I don't know. Cât aproximativ nu știe. 25 Yeah. Întreabă dacă respiră și zice că nu. Bineînțeles că sunt la 911, numărul de urgență în Anglia, îți trimite poliția. E clar că e vorba despre morți aici. Around 1 in the morning, we had a call out over the radio. We approached the lorry from the front end and drove past it. I think one of the doors was already open and I've looked over my right shoulder and I could see like steam coming out. We were the first two cars on scene. Ei au fost primele două mașini de poliție care au ajuns la fața locului. The officer in the other car, he opened the back doors of the trailer. Jesus Christ. There was thrill. E greu, bă, e greu să te uiți la ceva, bă. E greu să te uiți la ceva, bă, e greu, mă, ce ai nebun la cap să poți să vezi ceva cu ochii tăi, de multe ori te ia de capul, trebuie să te duci să faci consultații la medic. 4 seconds of just trying to process what you're seeing. Deci, spune ceva de genul polițistul. Când ajungi acolo, vezi și îți trebuie câteva secunde să procesezi ceea ce vezi. Adică, nu vezi de multe ori în toată viața așa ceva. Deci nu mai putea nimeni să mai zică nimic după ce a văzut ce era acolo. Tu ai seama să vezi 39 de oameni să-i vezi jos așa secerați? Băi, eu dacă aș fi fost să fac o chestie de genul, eu cred că nu, toți banii de lume dacă mi-ai da, nu știu, și dacă mai pune să iau locul reginei Angliei și nu m-aș duce. Nu m-aș duce nici toți banii de lume dacă mi-ai da, nici dacă ai spune tu de mâine încolo ești regele Angliei, dar fă chestia asta, nu aș face-o, că n-aș mai putea să mai trăiesc. N-aș mai putea să mai trăiesc cu conștiința că eu am omorât oameni, că oamenii ăia s-au zbătut acolo în remorcă, că până n-au mai avut ultima picătură de aer. N-aș putea. Bine. Continuăm. Au rămas fără cuvinte până și polițiștii, că doar noi n-ai cum să vezi. Nu vezi așa ceva și dacă chiar dacă ești polițist, nu vezi așa ceva în fiecare zi, știi? The whole container was full of bodies back to front. Deci toată remorca era plină de cadavre din față până în spate. O că arată acum, ăsta e documentar greu. Arată și cum au murit, în ce poziție au murit, în tot. Eu totuși ce nu înțeleg, că am văzut că au fost șoferi, cărora li s-a pus fapta cu imigranții în cap. Nu înțeleg cum au ajuns ca ei să nu fie vinovați de transport de imigranți și totuși să fie vinovați, să-i găsească ăștia vinovați de transport de imigranți. Nu înțeleg chestia asta. Poate o să ajung vreodată ca să stau de vorbă cu vreunul care a fost prins cu imigranți, că din ce am observat din documentarul ăsta, există un întreg proces prin care se trece. Nu te prinde așa, imigrantul la tine, da, imigrantul tău, da, hai.
Avem o geolă pentru tine, nu e chiar așa, nu e. 49. Bă, dar ce văzui e număr de Anglia. Adică ei au spus că a fost irlandez ăsta. Uite, vezi? E număr de Anglia. Înțelegi? Deci pe remorcă e număr... E număr de Anglia din ce văd. Poate nu văd eu bine. He didn't look stressed or... Na, nu arăta, spune acum despre șoferi, că șoferul nu arăta stresat. Blustered. Time is 1:51. I'm arresting you on suspicion of murder. You don't have to say. Acum îl arestează așa, îi spune că timpul este nu știu cum. Ei au cameră pornită, polițiștii englezi au cameră pornită în piept și îi spune timpul este ora nu știu cum, te arestăm pentru suspiciune de omor. Zice că nu trebuie să zici nimic în apărarea ta, ceva de genul. Mind your head, be careful getting down. Okay? I've been a police officer for over 30 years. I've led a large number of murder investigations. But nothing touched this. Zice că a fost polițist pentru investigarea crimelor de mai mult de 30 de ani și n-a avut niciodată așa ceva. Aici era în celulă. Adică după noaptea. 39 people have been found dead in the back of a lorry in Essex. The victims were discovered at 1:40 this morning. It's not known who they were or where they came from. The discovery of 39 bodies in the back of a lorry in Essex sparks one of Britain's biggest ever murder investigations. A huge team of detectives and specialists start working on the case. One of their first jobs, identifying who the victims are. The first thing I needed to do really was just to look in the back of the truck. So one of my colleagues. Dacă nu apărea pe YouTube, nimeni nu știa. E trecută faza, man, din cauza aia nu știe lumea. Asta cu TikTok-ul este manevră, pentru că a murit regina, Dumnezeu să o ierte, și pe TikTok apare pe For You, tocmai din cauza că e băgată de ăștia de la TikTok să apară pe For You, ca să mai distragă atenția de la moartea reginei, Dumnezeu să o ierte. Deci voi nu vă gândiți că TikTok-ul ăla este un râs de aplicație, pe care unii bat femei și ajung vedetele voastre, că vă place, adică îi și susțineți până la urmă și le donați și mii de euro. Eu nu înțeleg TikTok-ul ăsta. În fine, poate sunt eu cu muia sau poate că sunt eu hater la faza asta. Just opened it. Problema e algoritmul de TikTok că ia cazul și îl aruncă în sus. Nu e problema că cazul a trecut de mult, e din 2019. Maybe a few centimeters just so I could look in. And the first thing that I did actually was just tears come down my face. Uite cum erau așezați. Deci așa erau așezați. Așa i-au numărat. Deci așa erau, deci a rămas așa când am văzut fiecare cadavru l-au desenat cum era poziționat și tot. Adică ăștia chiar au făcut o foarte mare. Vezi că ăla video nu e mai bună decât a ta. Nu există, e 400p. Dar nu contează asta. Contează să înțelegeți povestea. Deci așa erau ăștia, cred că erau frați sau ceva de genul, că au vrut să moară împreună, gen, știi? Și ăștia la fel. I've never seen that many bodies or... Tu zai sau mă, să intri, bă, e greu să te gândești să vezi chestia asta, mă. Că noi vedem acum o imagine asta. Dar e greu să te gândești să intri acolo în remorca aia. Să te urci și să... Victims before. Stai de cap. Ia din rana șeful șoferului. Ajunge și acolo. Before an examination can begin, the lorry must be moved to a secure location. Înainte ca examinarea să înceapă,
Camionul trebuia mutat într-o locație sigură, gen, știi? We needed to really think carefully about who was going to drive the vehicle. Ei trebuiau să se gândească foarte bine cine o să conducă vehiculul, pentru că de ce? Sunt persoane care sunt rănite, adică sunt persoane care dacă ar conduce vehiculul ăsta, e greu să conduci camionul ăsta. Nu știu dacă mă înțelegeți voi ce vreau să zic. E greu să conduci camionul ăsta doar cu gândul că în spate ai moartea. Că în spate, că în remorc ai 39 de oameni morți. Și morți nu de moartea lor, morți suferiți rău de tot, adică. So we've got a commercial vehicle unit and one of the guys volunteered. Au ce fum acum metru B, are energizante, băga. Which is no mean feat. Deci, până la urmă, au găsit pe cineva care să conducă camionul, care s-a oferit voluntar, gen asta spun. Obviously he knew how many bodies were in the back of that vehicle. Deci trebuia să știe cam cât că erau morți în asta, știi? Deci șoferul a fost înștiințat dinainte că sunt oameni morți de morcă și trebuia să fie de acord cu asta, gen. Bine, avea cum să nu fie că a fost filmat de sus, lumea stătea în stradă și filma cu telefonul, adică s-a făcut și multă propagandă la cazul ăsta ca să nu mai existe, să se audă despre el peste tot, în așa fel încât să nu se te mai urci în remorcă, bă, e greu de crezut că te urci într-o remorcă frig și cineva închide ușa după tine. E greu de crezut. Ajungem și la faptă, ajungem, stați, aveți răbdare, că ajungem și în punctul în care spune, îi prind și spun cam câți ani a luat fiecare de închisoare. Dar reacționăm, din cauza reacționăm, că dacă nu vă dea materialul și vă uitați voi. As we went out onto the main road, all the police officers bowed their heads in respect. Dar camionul avea volan pe stânga, era de Irlanda. I was in a van and I drove behind the truck. Îi spune că el era în vanul ăsta și mergea în spatele camionului. And as we were driving along, members of the public were stopping and bowing their heads all the way along the route, really. And the instruction was that we wouldn't stop. Spunea că oamenii încercau să-i oprească și nu ceva de genul. Spune că oamenii încercau să-i oprească, dar aveau instrucțiuni clare să nu oprească. We just go through the red traffic lights and the policeman supervise us. The trailer arrives at a dockside warehouse 8 hours after the bodies were discovered. Deci după 8 ore de când cadavrele au fost descoperite, a ajuns trailerul aici unde începe examinarea practic. Au ei locuri speciale unde începe examinarea, unde au oameni care examinează, fac poze înăuntru și mai multe chestii. And the identification process can begin. Și procesul de identificare poate începe, gen. S-au dezbrăcat de cal, bă, cred. Aici s-au dezbrăcat de cal, că n-au mai putut. Înțelegeți? S-au dezbrăcat de cal. Most of the people had removed almost all of their clothing. They didn't have any apparent injuries or decomposition. Spune că n-au avut nicio rană pe corp sau ceva de genul și cam toți și-au dat hainele jos. Asta, din punctul meu de vedere, înseamnă că le-a fost foarte cald. They looked as if they'd sort of gone to sleep. Arată ca și cum ei au mers să doarmă sau pus la somn. It was a refrigeration unit, so obviously the initial report said that people had frozen to death, but... Era o remorcă de tip frigider și unii spuneau că au înghețat, dar nu crede că e asta, gen. From what I was seeing, that didn't appear to be the case. There was no condensation inside the... Nu era condensație înăuntru sau ceva de genul, semne că poate frigul ar fi fost oprit. Truck, it didn't feel particular. Ar fi fost pornit să înghețe, gen, știi? Really cold in there. We had to search people, see if...
Trebuiau să-i... tattoos, trebuiau să-i caute, scars. Să-i identifice, gen. Anything that may be... Uite, și tu, aveau și cruce după ei, mă. Aveau și cruce după ei, dai seama. Uniquely identifiable. Clothing that they were wearing. Jewelry. Pastiri erau și bolnavi. Răgători pe un telefon. And then the time came to take all of the victims off of the truck. All day, the delicate process continued. Private ambulances under police escort removing the bodies from the refrigerator. Bună, că i-au dat jos din remorcă. Container. One by one, post-mortem examinations will be carried out. Unul câte unul îi duc cu salvările astea să examineze pe fiecare. Dar și voi 300 like-uri, boys. Each of the victims did have a forensic post-mortem and the results of their death concluded that it was a result of lack of air, essentially. Rezultatul morții, zice că ar fi fost după toate examinarea, au examinat pe toți, rezultatul morții ar fi fost asfixierea. Essentially so, they suffocated to death. S-au sufocat. People died. This was the start of the largest investigation in our force's history. Zice că e cea mai mare investigație din istorie. And their justice in my hands. Justiția lor este că el este procurorul. Justiția lor este mâinile lui, gen. I sat there and... Arunce-l și la câte grade, că aici arată tot, adică documentarul ăsta o să explice cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat. Înțelegi? Adică până în momentul morții s-a aflat inclusiv cam când au murit și tot, tot, absolut tot. For, wow, am I good enough for this? Se întreabă dacă ar fi el bun, destul de bun ca să facă, să le facă justiție celor care au murit. Yeah. Au murit. I had Morris Robinson, the driver. Ăsta era șoferul. Cred că toată lumea știe. Ăsta e mai mare șofer decât mine. Să mă bată mama dacă nu. Toată lumea îl cunoaște. A luat vreo 27 de ani, cred că cam așa. Dar ajunge și acolo. Trebuie să stabilească dacă el a fost nevinovat sau vinovat, gen. Or a suspect. Aia spune. I turned the corner into Eastern Avenue. I heard a noise out of the back of the trailer. Spune că a făcut dreapta pe o stradă, de exemplu, și ar fi auzit noise in the back of the trailer, adică zgomot în remorcă. Dar minte că vă dați seama că erau morți de mult. Erau morți de mult, că dacă ar fi auzit noise in the back of the trailer, cum spune el, adică zgomot în remorcă, și ar fi deschis ușa în următorul 10 minute, de exemplu, le-ar fi dat aer și mai trăiau măcar vreo câțiva, dacă nu, poate că unii dintre ei s-or fi dus. Gen, știi? A rumbling sort of noise. Mm-hmm. Now I thought this trailer was empty, so that's why it struck me, so... Spune că ar fi primit instrucțiuni că remorca ar fi fost goală. That's whenever we got out and opened the back door. A deschid ușile? Să pune pe plâns, să-ți dai seama că te așteaptă ani grei. E greu să vezi cu ochii tăi, mă. Și dacă ai fi fost pe mână și dacă ești pe mână cu chestia asta, e greu să vezi cu ochii tăi 39 și mai ales să știi. Și mai ales să știi că 39 de oameni morți sunt trecuți și pe numele tău. E greu să... Îți dai seama că scurge câte o lacrimă, chiar dacă ești vinovat sau chiar dacă ești nevinovat. So you opened the door. I'm sorry to ask this, but what did you see? A deschis ușile și ce ai văzut? Deci ei înregistrează în momentele astea când iau interviu, înregistrează toți, tot. Sunt niște oameni profesioniști care pun întrebările și după procurorul beneficiază de partea video.
unde el analizează ce ar fi putut să mintă, dacă ar fi putut să mintă, dacă devine în continuare suspect sau dacă nu. Înțelegeți? Asta cu filmatul e foarte bună, că îți dai seama, gen, de ce vrea să întoarcă și cum vrea să întoarcă. Erau toți pe podea, zice. Zice, ok, take your time, adică ai răbdare, adică că nu mai poate să mai vorbească din cauza că plânge. He didn't come across as a hardened criminal. Clearly, you could say he hadn't been in custody before. I think he generally was in shock as to what had happened. Zice că n-ar fi avut, n-ar fi părut a fi criminal și nu părea că ar mai fi fost prins cu ceva vreodată și părea a fi în șoc, gen. What he was now facing. Părea a fi în șoc pentru ceea ce a văzut, adică ceea ce s-a întâmplat, gen. Dar n-ai cum să nu fii în șoc, bă, și dacă sunt 39 de oameni, bă, până la urma urmei, bă, care știi că... Bine, el... Cum să zic, erau deja morți când a cuplat remorca. Dar a fost parte la ideea... Bine, o să vedem mai pe parcurs, că o să ajungem și încolo. Materialul ăsta e explicativ tot, adică tot cazul îl găsești aici, toate răspunsurile pe care le cauți vreodată. Mai vrei apă? Da. And just to clarify, when you picked the trailer up, as far as you know, it was empty. Yeah. Vor să clarifice dacă atunci când ai picat, ai ridicat remorca, a fost descărcat, a fost goală. Dar eu ce nu înțeleg este că dacă remorca era goală, de ce nu o verificai? Eu am un prost obicei care verifică fiecare remorcă. Și o chestie foarte bună să verifici fiecare remorcă. Să verifici fiecare remorcă. De ce? Pentru că se răstoarnă o marfă și e bine să nu o ridici tu, că dacă o ridici și ai plecat cu ea pe drum, pică pe tine vina că tu ai răsturat marfa, gen, știi? N-a verificat remorca. Și era goală. Eu aș fi verificat-o. Adică, bă, deschide ușile. E goală, da, e goală. Deschide ușile la ea. Să vedem. With Robinson claiming he had no idea there were people. Ăsta spunea că nu are nicio idee despre ce despre ce s-a întâmplat, adică ca și cum ar fi cumpărat remorca goală. In the trailer he was collecting. Detective stopped piecing together his movements. Deci acum detectivul ce face practic? De pe camere de luat vederi, îl urmărește tot ceea ce a făcut în port. Să încerce să-ți dea seama dacă ăsta avea habar despre ce s-a întâmplat acolo sau nu. Adică îl caută pe camere de supraveghere să vadă fiecare mutare pe care a făcut-o el în port ca să reușească să-și dea seama dacă ăsta a avut vreo idee despre ce s-a întâmplat. Și uite cum îl urmărește. Before he parked up in the industrial estate. I quite like doing CCTV. I've been the CCTV coordinator for a number of murder investigations. Initially, we're trying to figure out the route of the lorry and how it... Încerca să-și dea seama cam pe ce rută a fost și ce a vrut să facă și cum a vrut să facă. Came to be there. Robinson told us that he picked up the trailer from Purfleet Port. Purfleet, aici n-am fost niciodată. Purfleet is one of 70 ports along the River Thames, receiving thousands of containers from around the world every day to be picked up by drivers and transported across the UK. Aici se descoperă timpul la care a ajuns remorca în port. To identify Robinson, detectives trawl through footage from dozens of cameras. Mii de camere, zice, că ca să le identifice pe ăsta, a trebuit să uite la mii de camere. Looking for a red lorry cab pulling a white trailer. Uite-l. La ora aici e în casa de în casa în care iasă din port. We looked at the CCTV footage from the ticket office and you can clearly see Robinson's face. But at one point you can see his face just drop. Spune că se uitau pe camera asta și că la un moment dat fața lui a picat.
Eu cred că remorca nu s-a urcat pe vaporul pe care trebuia și a întârziat sosirea în Anglia. Înțelegeți? Cred, cel puțin. Dar continuăm să vedem. And he's clearly asked about the trailer. Și i-a picat fața la un moment dat și a început să întrebe despre remorcă, gen. And something just at that moment just didn't sit right. Și spune că ceva la momentul ăla nu era în regulă, adică ei încep să intre la bănuieli din cauza faptului că fața lui pică. Pentru bun început văzuresc că fu happy, după aia a început să întrebe despre remorcă, cam prea multe întrebări pui despre remorcă. Adică până la urmă urmii gândește-te că tu ridici o remorcă goală, n-ar trebui să pui atâtea întrebări despre o remorcă goală, nu? There's something he's worried about. Este îngrijorat, spune că este ceva. Detectivul spune că este ceva pentru că el este îngrijorat. And then he leaves the port. Și el pleacă din port. With the trailer. Cu remorca. And then iasă de aici din port. Makes his way to the industrial site. Nu merge prea mult. N-a mers prea mult, adică a mers doar, a ieșit din port și a ajuns aici. Luckily there were a large number of premises with CCTV. Au camere peste tot, bă. Au camere peste, uitați-vă numai câte camere. Eu am rămas prost când am văzut documentarul, că l-am văzut aseară și am zis că să vi-l arăt și vouă, să vi-l și explic. Că tot făcui vlogul ăla de astăzi în care nu reușeam să-mi explic mie și după aia am făcut și researching, că mai fac researching câteodată. De multe ori fac o părere la rece despre ceva și după aia fac researching și vin cu explicația completă în așa fel încât să știe oamenii despre ce și cum. Showed Mo pulling up in the trailer. Getting out of the trailer. Scrie, spune că îl văd pe camere când asta, când scoate remorca, iasă din... Walking to the rear of the doors. Deschide ușile. And you can see him clearly opening the doors. And it has a look in. And then closes them. Se uită remorcă și închide ușa. Și acum se duce în cabină și pleacă. Robinson then drives off. Deci fii atent, a văzut cadavrele, s-a urcat și a plecat. S-a speriat aici, cred că. Before returning a few minutes later to the same. Și se întoarce înapoi după câteva minute la aceeași locație. Spot. By the time he calls the emergency services, 23 minutes have passed. Zice că au trecut 23 de minute până a sunat, deci a stat undeva după ce s-a oprit, spun ei, 23 de minute până a sunat salvarea. Nu mai stai, bă! Dacă era cumva de nu știa despre cazul ăsta, suna direct. Nu mai stai să suni un prieten, de exemplu, sau suni pe altcineva. Sunai direct la poliție, nu mai... De aici începe să devină suspicios rău de tot. Hello, caller, is patient breathing? No, I'm a lawyer. Spune că... Aici a sunat la 112. La poliție, la 911 în Anglia. Lorry driver and I just lifted the trailer from the port. Aș vrea cu 400 la gulboiți că putem. They're all land on the ground. Sorry to just backtrack a little bit, and I know it's really difficult for you. You opened the door, you saw what you saw, and got back into the lorry, yeah? I panicked then, my head just... Spune că s-a panicat, asta explică el, că de zi, oamenii întreabă. Ai deschis ușile, te-ai panicat, și spune că s-a panicat, gen. Completely went, and I've done the loop. It's like you can do a loop back round on yourself, and I just jumped in the lorry and... Zice că s-ar fi panicat și s-ar fi întors cumva pe o stradă, s-a întors înapoi, gen. On the loop and came back to where it was beforehand, and then that's when I rung the ambulance then. Okay, so... După aia ar fi sunat la salvare. It's an odd thing to do. You've just found 39 dead people in the back of your lorry. So you're gonna get back into it and go for a drive. Spune că nu înțelege cum a găsit 39 de oameni și după aia s-a urcat înapoi și a început să conducă din nou, gen. Makes you wonder what was going through his head at the time. Can I just clarify what phone is it you have? The... Acum îl întreabă ce telefon a avut. Samsung S8 or 9, I'm not sure.
Un Samsung. Do you own any other mobile phones? No. Îl întreb dacă a avut și alt telefon. When Mo was arrested and came into police custody, he had a Samsung mobile phone, but he. Și când a fost arestat, a avut un Samsung mobile, un Samsung telefon gen. Also had a Nokia battery in his pocket. Dar mai avut în buzunarul lui, nu, a avut o baterie de Nokia. Aha, aha. Deci fii atent. Când l-au arestat, a avut un Samsung, dar în ghiozdanul lui au mai găsit o baterie de Nokia. Înțelegeți? You had an old phone battery. Yeah. How come? Because we lose signal in Denmark. And when I Denmark. Yeah. Okay. Yeah. So I had an old phone. I mean, zice că ce-i cu bateria din ghiozdan și zice că din cauza că pierdem semnalul și mai aveam un telefon vechi gen. Low signal with your smart phone, so the old Nokias. Yeah. Believe it or not, the signal you still get it, yeah. Deci zice că folosea un telefon vechi pentru că ăla încă mai capta semnal gen. Okay. So where is it? I threw it away. Zice că l-am aruncat. Whenever this all happened, I panicked. Zice că atunci când m-am panicat, l-am aruncat. Just freaked out. L-am aruncat, da. So freaks out because there's stuff on it? No, no. L-ai aruncat din cauza că sunt mesaje sau convorbiri sau ceva de genul, întreabă. I'm freaked out because it just doesn't look good, it's just... Zice că l-am aruncat din cauza că nu arăta bine. You thought we think you're a drug dealer. Yeah. L-am aruncat pentru că... ceva de genul, că... Că noi credem că te-ai droghi sau ceva de genul. Deja devine stresat, că deja începe să bea din pahar, vedeți? Bă, oamenii ăștia sunt psihologi, e greu să-i prostești. E greu să-i prostești, a spus întrebare după întrebare, te și filmează ca să vadă reacțiile. După omul care se uită la asta, vede că bei de 4 ori din pahar. Vede că ești așa. Da, da. Da, da. Și mai și tremură mâna, face mâna așa. Vede că... Înțelegi? It was vital for us to find out where the other half of that battery was, or where the phone was. Acum ei vor să caute unde era partea de telefon, ceva de genul. Și se întorc înapoi la... usage that phone had had. Se întorc înapoi la locul unde s-a aruncat telefonul. Zice că nu ești prost. Știi că noi o să căutăm telefonul ăla. Gen. So we find it. You've seen the... O să-l găsim, zice. Movies, we'll get our search teams out and all that sort of thing. Și o să-l căutăm pentru că echipa noastră de search au o echipă care caută în ele, caută tot. We will download it. Even... O să-l descărcăm. It's broken. Yeah. What's gonna be on it? Nothing. Zice, chiar dacă este fărămat, o să-l downloadăm, ce o să fie în el, întreabă. Și îți spune că nimic. Searching the spot where Robinson parked his lorry. Detective... Zice că acum căutând locul unde ăsta s-a parcat. Discovered in a drain. Detectivul a descoperit în canal. A smashed mobile phone. Telefonul spart. And do you have a SIM in that phone? Zice dacă ai avut cartel în telefonul ăla. There wasn't, no. Zice că n-a avut, nu. And nearby, a broken SIM card. A găsit și cartela ruptă. Both are sent for forensic analysis. Deci amândouă au fost trimise de forensic analysis, nu știu cine asta. Probabil șeful lui. Până aici e clar, era pe mână, nu? While detectives wait for the results of those tests, the team trying to identify the victims needs more manpower. Ca să identifice victimele, zice că au apelat la... aveau nevoie de mai mulți oameni, gen polițiștii. They call on officers from around the country to assist. Au sunat la ofițeri din toată țara, din toată Anglia, ca să asiste la investigație. Were around 50 telephones. Era undeva la 15 telefoane.
and maybe another 10 or 15 SIM cards recovered in there. Și zice că mai bine de 10 sau 15 cartele. The back of the lorry. În spate la remote. The issue we had is due to the conditions within the back of the lorry, all of the victims had basically stripped down to their underwear, which had meant that their phones weren't with them. Deci zice că toate victimele au fost dezbrăcate și pe podea și zice că telefoanele nu erau cu ei, gen. Le era greu să înțeleagă telefonul cu ei, știi? Că ar fi fost mai ușor dacă era telefonul în buzunarul tău, gen, de exemplu. Toate erau aruncate pe jos, cum ar veni, și nu știau telefonul cui al cui. So, we didn't know what belonged to who. Da, exact. So it was really a case of going through hundreds of telephone numbers, thousands of gigabytes of data. Deci au descărcat toate telefoanele ca să înțeleagă, să creeze conexiuni, să încerce să înțeleagă cine ar fi oamenii care au folosit telefoanele alea. As that data is gathered, reports of missing people are coming in from all over the world. Deci până asta s-au pus. Bă, i-au folosit foarte bine și mass media pentru chestia asta. Adică, i-a ajutat foarte tare faptul că au început să vorbească și BBC este canalul reginei și au început să împrăște acest caz. Știi? Că automat a venit informația asupra lor, la ei cum ar veni. Cum fac eu? Dacă fac eu un vlog despre, de exemplu, atestate. Și încep să vorbesc pe atestate, ce știu eu, sigur mai vin oameni cu informații sau îmi scriu pe Instagram sau pe Facebook sau pe unde văd. Înțelegi? Ei au împrăștiat această știre și automat s-ar fi gândit, dacă tu s-au gândit oamenii că s-ar putea ca unul de-al meu să fie gen tu, dacă ai un copil care vrea să ajungă în Anglia, te gândeai dacă, știi? Și automat ajutai într-un fel ancheta. And there's evidence that suggests some of the victims could be Chinese. Deci sunt dovezi că unele dintre victime ar putea să fie chinezi. 406 like-uri, hai către 500, boys, că putem. This is a ID card that we found in the back of the container. Asta este un buletin care l-a găsit in the name of Menling Wang. Her place of birth is listed as China, K-I-N-A, which că e născută în China. Which I believe in Greek is China. For all intents and purposes, this was a Chinese citizen living in. Deci era chinezoaică, gen. Greece. As investigations și era chinezoaică și locuia în Grecia. Înțeles eu bine? Continue. It's believed the 39 people found dead in the back of a refrigerated lorry in Essex yesterday were Chinese nationals. Și din cauza că dau la știri și chestii de genul, se aud chestii. When I heard the news on the BBC about, you know, a lorry was found with 39 Chinese. Deci în Anglia sunt comunități de chinezi, sunt comunități de români, sunt comunități de toate națiile de pe glob. Aceea în Anglia s-au adunat, boys, așa că să nu vă sperie faptul că vedeți că în Anglia există biserică unde de chinezi, gen, cu preot chinezesc, că și la români sunt la fel. Deci ăștia ne-au acceptat în țara asta ca pe ei lor. Avem într-o oarecare măsură cam aceleași drepturi pe care le au ei, numai că în caz că facem rele, judecătorul și că e mai indulgent cu ai lor decât cu noi care suntem imigranți și au venit. Am venit aceea ca să furăm, de exemplu, sau să facem nu știu ce. Dar eu nu mă simt imigrant, adică, de exemplu, eu de multe ori rămân uimit că sunt tratat mai bine ca în România. La fel și în Spania. Amin. Bodies, I was very doubting about, you know, the victims were Chinese. I work with the Vietnamese here, so I knew so well about, you know, their way of escaping city. Zice că el este cu vietnamez acolo și știe știe căile de scăpare din Vietnam, gen. In the lorry to the UK. Știe că spune că știe că not very long time afterwards, you know, vin cu remorșile on the time from the UK, from Vietnam, and they told me
that their family members could be among the victims. I told, you know, the police officers, I am very sure all of them, not some of them, but all of them were Vietnamese. El spune că le-a spus polițiștilor că toți erau vietnamezi. Că nu doar unii, toți. At the beginning, you know, the family members, they didn't want to come forward. Zice că la început membrii familiei lor, adică celor care au murit, n-au vrut să iasă în față din cauza că they scared because, you know, some of them they came here without any paper. Le e frică pentru că unii dintre ei ajung în Anglia fără niciun fel de acte. Și probabil pot dispărea foarte ușor, adică a dispărut, n-ai niciun act la el, nu știe nimeni nimic. S-a dus. Știi? And if they come forward and the police can tell the Home Office about, you know, their identity, they can be sent back to Vietnam. Zice că le e frică din cauza faptului că dacă poliția îi prinde și cumva îi trimite înapoi în Vietnam și din astea gen. And then I told the police. The family was very scared. I got the words from the police force that we do not do anything harmful to you. And then I told the family members here, it is okay. Hai să-ți dai 500 de like-uri frumoase. Să știe lumea despre cazul ăsta. Father Simon was a massive breakthrough for us. You know, we'd gone from in the early days of having absolutely no idea of who our victims were. I'm ajutat foarte mult. Suddenly being in a state where we were getting detail after detail through. And then we started making contact with the families in Vietnam. Zice că părintele ar fi ajutat foarte mult să ajungă în contact cu familiile din Vietnam. Măi, eu totuși nu înțeleg dacă vietnamezii ăștia trăiau atât de rău. De unde au făcut rost de bani? Pentru că ăștia i-au rupt de bani, nu că i-au nenorocit. O să ajungem și la punctul în care spun cam câți bani le-ar fi luat la fiecare. Nu știu dacă ei trăiesc atât de rău. De unde au făcut rost de bani? Și atât de mulți bani? Zice că ăsta era bărbatul său, da. Zice că s-a măritat cu el. Cũng quen biết chắc mười năm á. 10 năm rồi mà gen. Trong 3 5 năm mà sinh 3 đứa liên tục thì nói chung là cuộc sống của vợ chồng cũng bă. Lâm nóng thì cũng vất vả. Ele era, uite. Uite, avea 3 copii, bă. Doar că vreau să facă irlandezul ăla mai o bungă de bani în plus. Și românul ăla. Bă, pentru ăștia eu cred că ar fi și pedeapsa capitală, bă. Ca în America, bă. Ca în America și pedeapsa capitală ar fi bună, bă. Spuneți, bă, voi cum? Hă? N-ar fi bună pedeapsa capitală pentru ei? Lăsară copilașii ăștia fără tată. Era și român. Și pedeapsa capitală, bă, să stea în pușcă. Sau un om în pușcărie ar trebui să muncească, mă. Să-i pună la muncă. Acum le se încarcă drepturile omului în pușcărie, bă. Să-i pună la muncă în pușcărie și să plătească în pușcărie sistemul medical, de exemplu. Să plătească mâncarea din spitale, de exemplu. Să-i pună la muncă în pușcărie grav de tot, mă. Să plătească să fie mesele la bolnavi, la oamenii care sunt bolnavi și plătesc taxe, să fie gratis în spital. Mesele doctorilor care muncesc în societate să fie gratis, mă, totul să fie gratis. Pe spatele celor care fac din astea. Înțelegi? Cum mai pui capul pe pernă, bă? Cum mai pui capul pe pernă? Cum mai pui capul pe pernă noaptea, să știi? Doamne, mâncați așa tălpini. Con cái thì ba đứa ban đầu vô học hành á, thiểu thốn. Đi cap. Thì như ở đấy thì Hồng đi làm ăn thôi, ở đấy là totuși nu înțeleg. Erau săraci și eu înțeleg de unde făceau roze atât de mulți bani, bă. Eu cred că cineva plătea pentru ei, mă, să-i aducă. Cred că cineva din interiorul Angliei plătea pentru ei să-i aducă, mă. Nu credeți chestia asta?
Cineva din interiorul Angliei cred că plătea pentru ei să-i aducă, să muncească pe câmpuri sau ceva de genul, că altfel nu pot să-mi dau seama că oamenii ăștia n-aveau voie. Nu aveau de unde să dea atâția bani, mă, să plătească. Că ajungem în punctul în care să vedeți câți bani plăteau să ajungă de fiecare, om. Deci tot ei au plătit, din interiorul Angliei veneau banii. Bộ này, bộ muốn ở nhà vì mẹ con, bộ muốn đi nữa. Nó sẽ trí copy phở tata sau mà bà ta mà. Thì khi nào là hai vợ chồng mình sẽ sắp đi, hay nào con đi. Thì bữa anh đi ra, mùng 6 tháng 9. Ce ai voie să trăiască, mă, să fie sănătoși? Nu, ajung la Angol, e tuc. Nu, uite. Poți să-mi fac nu. Bộ gọi về chỉ cần nhìn thấy mẹ con là được. Chà. Anh chưa sang Anh. Anh sang Đức. Sang Đức không có việc, đó là có mấy người họ cứ nói về tí sang Anh. Thế khi nào anh mới xác định đi. Băi, nu știam că este sezona aia lângă Anglia. Acum am descoperit și eu. Detectives are still trying to get to the bottom of what Maurice Robinson did in the 23 minutes between discovering the body. Zice că detectivul încearcă să-și dea seama cam ce a făcut acest șofer în aia 23 de minute sau câte au fost 27 de minute de când a descoperit cadavrele până când a sunat la urgență, gen. And calling an ambulance. And who he may have called from his discarded phone. Pe cine a sunat pe telefonul ăla, gen? So, we know that you drove round because you were in a panic, you said. And then you called ambulance from your phone? Yeah. Zice că noi știm că ai condus așa și că ai sunat la ambulanță, da? Did you call anyone else? Ai sunat și pe altcineva? My boss. And what's your boss's name? Ronan Hughes. So Ronan, maybe have to tell us what the plans were. Maybe. Didn't ring or speak to anyone else at all? No. Ce ai mai vorbit cu altcineva? Asta era telefonul People care... People seem to think that when they take a SIM card out of a mobile phone that that's it. You see on the movies, they take the SIM cards out or they break the phone. Mulți oameni zic că... că funcționează ca în filme, gen scoți telefonul afară, spargi telefonul, gen aia spune el. But you can recover a lot of data. Dar putem recupera destul de multe date chiar dacă telefonul îi spargi, știi, aia spune el. Call data obtained from the telephone number of the SIM card confirmed that Robinson did call his boss, Ronan. Zice că conform datelor de pe cartela asta, spune că se confirmă faptul că Robinson l-a sunat pe șeful lui, gen. Hughes. But it also reveals he called another number. Dar de asemenea a mai sunat pe cineva. That number is traced to Tilbury. Și că numărul ăla este înregistrat în Tilbury. Gen. Another port up the coast from Purfleet. Și că un alt port care e mai sus de Purfleet, portul ăla. The data not only reveals the shop where the phone was topped up. Și că datele arată de unde a fost încărcat telefonul. But the exact moment when the transaction took place. Exact momentul când tranzacția a avut loc, adică gen când l-a încărcat. Și ăsta e românul, capul mafiei. O să ajungem și la ăsta. Asta este românul care ne face mândri pe noi în peste tot în lume, gen. The image was just perfect. He walked under the camera. We able to Bă, fii atent, bă, că nici măcar nu s-a ferit. Asta mă duce cu gândul că ăștia făceau de mult chestia asta și era sigur pe el, adică omul chiar nu s-a ferit să pună pe cineva să cumpere cartela de la shop. Sau existau mai multe, putea să aibă grijă de trupul lui mai mult decât atâta. Adică să primită pe cineva de afară, cumpără și mie o cartelă. Nu știu, sau habar n-am, nu știu, putea să facă rost de o cartelă mai nu știu cum, adică să nu apare el să le ia așa pe camere. To put a face
to the person top of the phone. Zice că aveau figura lui. Who was the person who had conversations at the time the bodies were first discovered with Robinson? Deci ăsta era ăla pe care l-a sunat atunci după ce a aflat că cadavrele sunt în demurcă. With evidence mounting, Robinson decides to change tack. Cu dovezile astea, zice că Robinson ăsta încearcă să-și schimbe tactica. At this stage, my client, Mr. Robinson, will be exercising his right to silence. We know the port ambulance running at 136. No comment. Fii atent, no comment. How did you phone ambulance? No comment. No comment. Did you phone it from your mobile phone? No comment. Gata, bă, cu metru nu mai comenta la toate întrebările care le puneau ăștia. Gata. Deci gata, de aici e inculpat direct. Nu mai comentează, nu mai cooperează, gata. Okay, well, did you use the mobile phone that was you broke up? No comment. No comment. What were you thinking? Dă-te în sânge, nu te mai șterge, că trebuiau să-ți facă ăștia injecția. Că ai vrut să faci 34.000, bată-te norocul să te bată. In that cab? No comment. Did you go straight back to the cab? No comment. No comment, gata. Did you run off? No comment. No comment, no comment, gata. Se simte prins cum îți însac din cauza aia. Just, I'm trying to help us here to understand. Zice, stand. Vrei să încerci să ne ajutăm să înțelegem, așa zice. Is it a cab that you sat there in the cab thinking, what am I going to do? Can I speak to the solicitor for? Yes, of course you can. Okay, this is a continuation of the interview that stopped for consultation. My client and I have been in consultation and those are prepared today. Okay. I'm Maurice Robinson, date of birth 9th of September 1994, will say as follows. I was made aware that the trailer I had to collect had people inside. I was told. Și-a schimbat declarațiile. Acum spune că mi-a spus cineva că adică mi-au spus că sunt oameni înăuntru. Told where to drop off the people. Și mi-au spus unde să las oamenii. After collecting the trailer, I wanted to make sure that the people inside were comfortable. După ce am colectat trailerul, am vrut să mă asigur că oamenii dinăuntru sunt confortabili, adică. So I stopped on Eastern Avenue. Așa că m-am oprit unde s-a oprit. About 5 to 6 minutes drive. I opened the back door of the trailer. Am deschis ușile expectând ca oamenii cred că să fie. To see people alive. Mă așteptam ca oamenii să fie în viață. But I saw a group of bodies on the floor. Și am văzut oameni morți pe podea. I was in a state of panic and did not know. Am fost panicat și n-am știut ce să fac. So I drove around for several minutes in a state of shock. Am condus, nu știu, câteva minute șocat. I called an ambulance and waited for them to arrive. Am sunat ambulanța și am așteptat să vină. I'm absolutely devastated for the poor people who have died and their families. Sunt devastat de faptul că oamenii au murit, gen. Families. I'm very concerned for the safety of my family and. Sunt foarte îngrijorat de siguranța familiei mele. Myself. If the organizers find out what has happened since my arrest. Dacă organizarea află ce s-a întâmplat. That admission from Robinson suggests he's part of a larger organized criminal gang. Deci practic aici a recunoscut că este parte dintr-un grup infracțional foarte mare și foarte periculos. 500 de like-uri incredibil, mergem către 600. This wasn't just a random crime, you know, to gather 39 people from a different country and to bring them in on a container. It takes some considerable organization. Zice că n-avea cum să fie o organizare foarte mică, ceva de genul, pentru că asta este nevoie de mai mulți oameni ca să faci chestia asta, adică nu-i găsești la ocazie cum ar veni, gen. Detectives suspect that gang includes the unknown man in the shop. And Robinson's boss, Ronan.
Ăsta era șeful ăsta cu camionul. Hughes. We are continuing to appeal for information into the whereabouts of 40-year-old Ronan Hughes. Îl căutau pe ăsta acum, gen. Ronan, hand yourself in to the police. Zice ca să te predai la poliție, ceva de genul. Police Service of Northern Ireland. Trix, te pu, am mulțumesc pentru membru, fra. We discovered that Ronan Hughes had a haulage company in Northern Ireland. Ronan Hughes are o companie din Irlanda. It's a very different policing landscape over there. Hugely different communities, hugely different areas of risk. Deci că era o zonă ciudată și diferit de ciudată, gen ceva de genul. Și s-ar penal, man. Despite the police appeal, Ronan Hughes is on the run. Essex. Bă, ăștia-s criminali, bă, nu dosar penal, ăștia-s criminali, bă. Voi înțelegeți că ăștia-s criminali au omorât. Nu e vorba de... E premeditat totul, nu vă gândiți. Totul este premeditat. Nu dosar penal, e premeditat totul. Își făceau parte dintr-o organizație, o să vedeți până la sfârșit ce și cum. I had an investigation into the importation of class A drugs, cocaine and heroin. Zice că aveau ceva investigație, cocaină și heroină, ceva de genul. Into Northern Ireland. I knew that heavy goods vehicles were being used to facilitate that smuggling. Știau că camioanele sunt folosite pentru transportul drogurilor, ceva de genul. And I immediately recognized that lorry as being part of the investigation. Și a recunoscut acest camion că este parte din investigație. Deci oamenii de astea făceau, bă, nu vă gândiți, ei nu transportau marfă, că se plătește puțin pentru marfă și mai rămâi știu cu ceva. Ei vroiau ceva quick, să facă ceva bang grei. And it became... E regizat, oamenii au scris camere pentru să filmeze toate camioanele. Bă, man, tu cred că nu știi, n-ai fost niciodată în Anglia, o viața mea. Apparent that the lorry had been sold. Îți spun, sunt chiar peste tot la fiecare colț. On some months before to Ronan Hughes. We started to get a picture very quickly about Ronan Hughes. Asta era. He had a small haulage business based along the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland. He was hiding his smuggling activities by doing legitimate work. And all he wanted was that legitimate load so that he could cover his movements, so that he could smuggle whatever it happened to be that he was smuggling. Cine era la fiecare curs în cameră? I became absolutely obsessed with catching Hughes. A devenit gen obsedat ca să-l prindă pe ăsta. Asta spune el. Armed with the latest intelligence, officers go looking for Hughes. Zic că ofițerul merge să-l caute. We had got the exact address of his. Au adresa. Where we believed he was at the time. Unde el, ei credeau că este la timpul ăla. We had our grounds to arrest Ronan Hughes. Vreau să aresteze. We raced down to this business address associated to Ronan Hughes. S-a auzit acolo. But unfortunately it was a postbox attached to a tree. Și în câmp. Și în câmp, man. I was standing there in the middle of the night staring at a postbox attached to a tree. The postbox itself. It was the address of deci his era adresa. Company. Filmii. He wasn't there, obviously. Nu era acolo. He was had made good his escape across the border, where we legally couldn't put hands on him. Several Vietnamese families have told the BBC they fear their relatives could be among the 39 people found dead in a refrigerated lorry in Essex. Câteva familii le-au spus politicilor gen că cred că copiii lor au fost în remorc. One of them is 26-year-old Pham Cha Mi. 26 de ani. When you go through someone's mobile phone, you're really taking a window into their life. A fost ușor cred cu fata asta pentru că a avut poze
cu ea în telefon. Can really start to get the sense of a person and some of their dreams and aspirations. Pune că atunci când te uiți în telefonul cuiva, practic e ca și o cale către viața lui. Îți cam dai seama cam ce pasiune are și care ar fi visele ei, ale persoanei, și care ar fi aspirațiile ei, gen. Read in the press and you talk about, you know, it's migrants, it's these terms that, you know, almost dehumanize people. And then you see just someone's ordinary pictures and messages to one another. You know, you see that and it's, you know, that'll stay with you. Họ cũng bản thân của ta mình, mấy đứa con gái như mấy đứa của chồng cả đấy. Cha lại khác. À, thế mà sao? Sáng nghỉ rồi. Nguyện vọng của mẹ là rửa bố. Vì mẹ là nguyện vọng em. My husband and I expect her to stay home and get married. Mà nhà thì em đi chồng. Chứ nói lừa mẹ là con đi. E, adică ei ar fi vrut să, ca ea să rămână și să se căsătorească, să stea gen alături de ei. Coi về thì con chưa lấy được chồng mà 6-30 tuổi con mới lấy được chồng. Thì con mới hạnh phúc chứ mà lấy sớm là con chưa lấy được chồng. Zic că ea ar fi vrut, ar fi fost happy doar să se mărite after după 30 de ani ar fi vrut ea să se mărite. Visa pentru o carieră mai bună, o viață mai bună, gen. Chồng. Ratasul. Em cũng đi cũng bình thường thôi, vẫn bình thường, vẫn chào bố mẹ bình thường. Nguyện vọng của em là đi vài năm nữa về là từ Việt Nam sang Trung Quốc ở 10 ngày, thì từ Trung Quốc sang Pháp thì cũng 1 ngày 2 ngày gì á, nhanh mà, biết đi máy bay là đáng chứ nhanh mà. Mà đi điền về an toàn là có vấn đề gì mà ei au spus că o să ajungă în siguranță. We had to transfer the money when she got there. Adică ei trebuiau să transfere banii când ea ajungea acolo. Noi rồi mình mới chuyển. Tổng đi nào. The total we transfer then for 3 mai the get to France. Cho họ từ đấy sáng đến bên Pháp là 22.000 de dolari pentru o persoană. Cât vine asta, mă? Stai așa un pic în lire. Cât vine, mă, asta, zi? Că dolar de olar convert to pound. 22.000 de lire. Un dolar american GBP, 22.000 de lire, vine 1, 2, 3, 18.000, 22.000 de dolari, vine 18.000 de lire, mă. Bă, ești nebun la cap, mă. Bă, voi, bă, 18.000 de lire le luau de bucată, bă. 18.000 de lire. E bine un dolar american GBP. $18.000 de bucată. Copiem suma asta. Copii. Deschidem calculatorul. Calculator. Și mulțim aici. Dăm paste la suma asta aici. Așa, și mulțim cu cât erau, 39, da? Și egal. Fai de capul meu. Fai de capul meu, bă. Bă, voi vedeți ce văd eu? Astea-s lire. Și dacă luăm suma asta de lire, de aici și eu, și trecem aici, pound to euro, și băgăm aici pound, o să avem 2 milioane de, bă, 2 milioane, citesc bine, mă.
Să dau copii la ce trebuie sau cum trebuie? Nu, nu, nu. Adică trebuie să dau copii aici, control C. Sfai de capul meu. Bă, calculez bine aici, mă, cât vine, mă. Nu mai știu cât vine. 700 de mii vin 848 de mii de euro. 848 de mii de euro, bă, un milion. Un milion aproape. 800 de ca. 800 de mii de euro, bă. Fai de cap. De-ai pâlpâialul ăsta ochii ca la aparate, bă. În lei nu mai calculăm. Mai e nevoie să calculăm în lei? Bă, băiete, bă, 700 de mii de lire, bă. Bă, 700 de mii de lire, bă. 700 de mii de lire sunt bani, mă. Dar nu știu de unde plăteau oamenii și ața bani, mă, că eu vă zic, ei trăiau greu de tot, bă. De unde dau ei 22 de mii, mă? De unde dau ei 22 de mii de dolari, mă, adică... Cât fumă, 18 mii de lire? Cât vii de lei, man? Vin mult. Țai de capul meu, bă. Vai de capul meu, 700 de mii de lire. Ta. Câți bani, bă, băiete, bă, câți bani, bă, câți bani, bă, băiete, bă, e nebun la cap. Cum au murit, ajunge imediat și la stadiul ăla. Stai așa un pic. Nu mai văd OBS-ul aici așa. Chơi đi thôi chứ không, mình cũng có biết đi xe đi tàu. Erau bani ori strânși într-o viață. Și tu ai, bă, dar tu ai riscat toți banii tăi strânși într-o viață. Doar pentru o singură carte. Tu ai riscat toți banii tăi strânși într-o viață. Doar pe o singură carte. N-ai cum, bă, n-ai cum, nu știu. Aici e ceva putred. Nu cred că există vreun om care să riște, mai ales când vine vorba că nu e vorba despre el. Aici este vorba despre alți oameni. Când ar fi vorba despre tine, adică să riști tu cumva, să depindă de tine succesul ăla, cum ar veni, știi? Dar când tu vrei să faci ceva cu banii ăia și să nu depindă de tine, să depindă de alți oameni. Adică puterea ta nu e, puterea nu e mâna ta. E puterea în mâna altor oameni, cum ar veni. Nu are logică. N-are logică, n-ai cum să strângi o viață ca să joci la loz în plic. O carte. Gata, așa e, după care... Oamenii care stau pe piață, unde... Păi, cât e o casă în Vietnam? Căutăm cât e o casă în Vietnam, ce să-ți iei? Îți iei o casă, îți iei un job, îți iei ce să-ți mai iei? Cred că e mult mai puțin de 22.000 de dolari o casă. Nu? Tại mình cũng biết đi VIP là đi răng của mình mà nắng mới biết được. Pune că i-ar fi dus VIP class. Păi, bă, cum să te gândești că te duce VIP class? Adică e aici o prostie. Cum poți să te gândești că te duce VIP class atâta timp cât tu, cât este ilegal să treci, gen, adică tu treci ilegal. N-ai cum să te gândești că te duce și VIP class. Nu, nu are logică. Dư mi biết là VIP là đi. Trebuie în VIP class, auzi. VIP class, doamne, mâncați așa tălpile. Păi da, scara din față era, probabil, un fel de VIP class. With Robinson refusing to comment further in interview. Adică cu ăsta, cu șoferul care refuza să mai coopereze. The trailer that carried the migrants into the UK becomes the focus of the investigation. Investigatorii se focusează pe remorcă acum. Analysis of shipping records. Cu Cobol Fred a trecut. Dropped off at the Belgian port of Zeebrugge the night before the bodies were discovered. Deci a fost the night before the body was discovered. Asta înseamnă că remorca a fost lăsată în Zeebrugge cu o noapte înainte, adică s-ar putea chiar în seara aia. Asta e bine să știm. Deci chiar în seara aia s-ar putea. Și să nu fi nimerit barca care trebuia. Să nu fi fost urcat din cauza șantărilor pe prima barcă. Să fi fost urcat pe următoarea.
We knew the trailer had come unaccompanied from Belgium. Zică, știu, remorca venea cu companie din Belgia. Driver was who dropped off the trailer at Zeebrugge Port. Acum încercau practic să afle cine a lăsat remorca. The CCTV from the port showed a. Deci, camerele arată blue că cab lorry bringing a white trailer in. Although we couldn't see who the driver was, we could clearly follow this lorry making its way through Zeebrugge Port to the parking area. And then we had that cab, that blue cab, leaving Zeebrugge Port. Vă spun la ce oră? Era pe zi, bă. At 3:52 p.m. La cât? Stai un pic. At 3:52 p.m. 3:52. 3:52, erau deja încărcați. 3. Te pup, brare, și te pup, man. 3:52. Adică 4. La 4 se încărca remorca pe vapor. Dar nu spune, mă, la cât a ajuns remorca în port. The trailer with its cargo of 39 people is loaded onto the ferry. Atunci a fost încărcată remorca, am spune că a ajuns în port. Din ce știu să remorci din două în două ore, s-ar putea să fie ajuns. Dar oricum, bă, n-aveau nicio șansă. La 3:52, fii atent, la 3:52 a fost urcat. Și ăsta a deschis ușile. Adică, ce vreau să spun este că erau încărcați deja de ceva timp. Minim o oră. Minim o oră, erau încărcați deja de ceva timp, minim o oră. Ăsta a deschis ușile abia la 1 și ceva noaptea. Avem în felul următor. 4, avem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Avem 9 ore. 9 ore. 9 ore. N-aveau cum să stea 39 de oameni acolo. 9 ore fără aer. N-aveau cum să stea 39 de oameni acolo. Deci au stat 9 ore minim. În cel mai bun caz au stat 9 ore. Pentru că nu se știe de unde au fost încărcat. 9 ore fără treaba mare, fără nimic. Au fost, s-au căcat ei pe acolo că nu stă nimeni fără. Și poți să rezici 9 ore fără treaba mare. Și au făcut ei pe acolo, probabil aveau ceva găle sau ceva de genul. Deci 9 ore. Bă, erau mulți, bă, cred că aici au greșit ei. S-au lăcomit la bani și au băgat mulți. S-au lăcomit, ascultați la mine ce vă spun. Că ei par din punctul ăsta, ei par, am mai fi făcut chestia asta. S-au lăcomit la bani. A fost și foarte cald afară, cred că. Înțelegi? Că dacă ploua, cred că... Știi? Cab is identified as 23-year-old Eamon Harrison. Aută-l, bă, și pe ăsta. Următorul complice. 23 de ani ăsta vrea să facă bani. Păi luau câte 20-30 de mii de fiecare aici. Dacă a fost... Dacă 800 de mii de euro, peste 800 de mii de euro au fost toți banii care se făceau din chestia asta, lua fiecare peste 20, dacă nu lua fiecare 50 de mii. Lua fiecare 50 de mii, ascultați la mine ce spun. Ăsta 50 de mii, șoferul 50 de mii și boșii mari împărțau mai... Irlandez era și ăsta. He joins Ronan Hughes and the unknown man from the shop as the investigation's main suspects. Deci and a Europe-wide search is launched for all three. Welcome to Wessex. By the 7th of November, the coroner had agreed all 39 identifications for us. And to be in a position where we were then able to contact the families and confirm aia, da, to them that sadly their loved one. Se știe chestia asta, adică de când început investigatorul, adică de când se examinară corpurile, ne durăm seama că au rămas fără aer. Had been formally identified. You know, it's a relief because ultimately that's all the families wanted was to know for sure and to have their loved ones home with them. Thank you.
29 men, 8 women, and 2 15-year-old boys are official. 29 de bărbați, o femeie. Confirmed dead. Da. De cap. The story of 39 victims. It is not a beginning. Povestea lor nu este doar un început. It is the continuation of the Vietnamese leaving their home country. Este continuarea oamenilor din Vietnam care își părăsesc țara. Așa își părăsesc țara aici, gen. Cu bărcile. More than 500,000 Vietnamese people. Mai mult de 500,000, 500,000. They died on the open sea. Au murit în mare. Încercând să plece, gen. I myself also a refugee and escaped from Vietnam in 1983. Zice că el în 90 83, zice că el așa a plecat și el din Vietnam. Also on the boat. Cu barca. No one want to leave. But you have to go. Nimeni nu vrea să plece, dar tu trebuie să pleci. To help your family. Să ajuți familia. For decades, that migration of people has proved lucrative for smugglers. Today. Pentru secole, tipul ăsta de oameni a fost exploatat de din ăștia de care vor să facă bani. Business is controlled by a global network of criminal gangs, which is what Essex police think they are dealing with. And at its heart, the unknown man that Robin. Mă duc până la baie, boys, imediat vin. Durează un minut. Durează un minut și revenim. Te pup, Andrei, te pup, am zis într-un membru, fra. Hai cu 700 like-uri, boys. 1000 pe live-ul ăsta facem. So the first thing we tried to do was to see if we had an image of this gentleman within kind of our own. Acum încercăm să identifice pe ăsta. One of the analysts actually ran some facial recognition, but on this occasion, because of the angle of the CCTV, we just didn't get any hits back. The image is then sent to intelligence teams across the UK. Deci imaginile de pe camera de la vedere se trimit la o echipă, bă, care se ocupă cu așa ceva, fii atent și tu. And within 2 days. În 2 zile au și descoperit cine. An email is received. Deci ne uităm la asta, guys. They uncovered the name of Romanian national Georgi Nica. Deci ăsta era român, mă. Era român.
Ăsta era român să mă bată mama. Înțelegeți? Mafia românilor. Uitați-vă aici unde era. I could kind of feel my pulse going. He was another haulier who had quite a fierce reputation within the industry. He was potentially that link between people who run the facilitations on the continent and the drivers that they're utilising to get into the UK. Georgi Nica certainly had some kind of footprint in Europe when he was. Zice că s-ar fi avut ceva amprente prin Europa. Obviously, kind of part of the bigger picture. Nika's involvement suggests a Europe-wide operation. Tracking his movements reveals he flew into Romania the day the 39 victims were discovered. Deci în ziua în care s-au descoperit cei 39 de morți, a și zburat în România. Unlike the other suspects, is out of reach in Europe. Building the case to extradite them is hampered by the lack of hard evidence. So a forensic eye is turned on. Nu puteau să le extradeze pentru că nu aveau suficiente dovezi. On Harrison's lorry. I knew that it had a GPS tracker on it. And from that, I was able to show quite a detailed route of where he went. Acum încearcă, știa că remorca are GPS, cerca să-și dea seama cam unde a fost remorca. Harrison appeared to have made a lengthy journey to a place called Bienne in France, where he stopped. Stai așa puțin. Bienne, până la Zeebrugge. A short period of time. Stai. De aici am încărcat? We were able to share the data with the French investigators and they identified an industrial estate where the lorry had gone to. The day before the victims were discovered in the UK, a convoy of three black taxis is seen turning into the industrial estate in. Uite cum îi aduceau, bă. Uitați-vă aici cum îi aduceau, boys. Să mă bată mama. Cu taxiuri negre, fii atent cum îi aduceau. Moments later, Harrison's lorry follows. Vine și camionul. It parks up next to a farmhouse. And 8 minutes later, drives off again. La ce oră? Detectives suspect that during those 8 minutes, the Vietnamese got out of the taxis and onto the truck. Bun, la ce oră? But with no images, they can't prove it. La ce oră, mă? Then, they have a stroke of luck. Cette journée a débuté comme toutes les autres. Of three black taxis is. La 9, bă. Bă, la 9 și 21. Seen turning into the industrial estate in Bjørn. La 10. De la 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. La 4 au fost încărcați. Au trecut 6 ore când au fost încărcați pe vapor. 6 ore, da? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 15 ore, bă. 15 ore remorc. 15 ore remorc. N-aveau cum. Moments later, Harrison's lorry follows. It parks up next to a farmhouse. N-aveau cum. 15 ore remorcă, 39 de oameni n-aveau cum. Ascultați-mă ce spun. Nu aveau cum 15 ore remorcă asta închisă, 39 de oameni. Plus că se vede că era cald afară. And 8 minutes later. Bă, nu stai în prelată, mă, gândiți-vă că nu stai în prelată. Deci, în prelată nu stai 39 de oameni la căldură mare. Da, păi în remorca aia închisă, care e făcută să o închizi bine, în așa fel încât să nu piardă frigul. Drives off again. Detectives suspect that during those 8 minutes, the Vietnamese got out of the taxis and onto the truck.
but with no images. They can't prove it. Then, they have a stroke of luck. Cette journée a débuté comme toutes les autres. Je crois que c'est l'air de vie. Quand je suis arrivée, la dame m'a fait part qu'un camion était passé. Je me suis dit, c'est bizarre. On se trouve dans un petit chemin de campagne. On ne voit jamais personne passer. Vraiment, on est venu à lui. Vine acum. Deci nu de oameni trei taxi, au fost mai mult decât trei. De là est arrivé un Mercedes Vito de couleur grise, donc avec l'enseigne taxi. Și era, bă, mă, stai așa, că erau din alea cu șapte locuri, erau zi. Erau din alea mari mașini. Dessus. Et de ce véhicule est descendu 9 personnes qui ont traversé la rue en courant pour venir se réfugier dans la grange. Dar oricum e bun pointul tău, adică... Alors, ils étaient cachés là et ils faisaient comme Vito, ça, da. Comme s'ils attendaient quelqu'un. Chauffeur, je t'ai dit, sigur, sigur. Regarde, le camion est de retour. Un camion blanc, frigorifique. On a vu une porte arrière s'ouvrir, donc les gens se sont précipités. Da, și că și francezii ăștia, dacă ar putea, le-ar dit de o mână numai să se exporteze către Anglia. Dedans, le camion est reparti, même pas 5 minutes après, le taxi est arrivé. Em đi là trên đường đi là gần một năm mới sang bên Pháp. Următoarea victimă. Mă, eu nu înțeleg oamenii ăștia, mă, de unde aveau ăsta bani, mă. Bă, de unde, bă dacă ăsta umblă cu copaia în spate, bă, vorba aia, bă. Bă, de unde aveau, mă, oamenii ăștia atâția bani, mă, să le dea 22.000 de dolari, bă, 18.000 de lire, bă. 18.000 de lire pe bucată, bă, de unde umblă omul cu copaia în spate, bă. Hă? Ori sunt eu cu capuri, bă, omul cu copaia în 18.000 de lire, vorba aia. Doar ca să ajungă în Anglia. Plus că nici în Anglia nu e raiul după pământ, că și în Anglia ce muncești aia trăiești. Cam toate țările cam așa e. Cam ce muncești aia trăiești. Dacă nu vrei să te duci hard ca să... Vinează Bitcoin. Vietnam sang Nga, e sang Ucraina. Am trebuit la 22K. Să-i sang Duc. Nu aveam să te duci cu avionul. Să-ți faci acte. Să ajungi ca om. Este ilegal este ilegal pe ei. Pentru ei, mi se pare. Pentru ei este ilegal. Sang Duc, một vài ngày giờ trong phòng. Chúng là sang bên đấy thì chủ yếu là sang là làm những người Việt. Một số Việt Nam. Bắt đầu đến tuổi trưởng thành. We work it and sleep in the restaurant. We work at and sleep in the restaurant. Thì sang làm nhà hàng rồi thì ăn ở rồi ngủ tại tại quán. Dar mă, da, așa este și în Anglia, de exemplu. Că eu știu oameni care lucrează, de exemplu, în bucătărie și au o cameră deasupra unde stau cu familia. Nu e... Để đi xuất khẩu lao động, để đi kiếm thêm thu nhập. Hai nên là cải thiện đời sống lâu nay. Thì về có. Bă, eu vă înțeleg că aveți nevoie de bani pentru familie. Dar eu nu înțeleg unde faceți voi rost de 18.000 de lire. De unde faceți voi de rost de 18.000 de lire? Că eu să mă bată mama, muncisem vreo câțiva buni ani pe tir în Europa, până nu ajunge să vin în Anglia. Muncisem, stăm 3 luni pe comunitate și o lună acasă. Bă, câțiva ani buni am muncit pe tir pe comunitate și vreo 3 ani cam așa am reușit să strâng vreo 15.000 de euro. Și job care era plătit 1.700-1.800. De unde faceți voi rost
Că voi spuneți că vorbiți în, dormiți în restaurante. Asta nu bate mie. Înțelegi? Asta nu bate mie. Din orez. Hai, da. Hai că... Hoi, bố nói là bây giờ có cho con đi không? Mà thì bố cũng thống nhất này để tao hỏi anh chị ra. Vay ngân hàng một ít rồi thì vay người thân. À, có những người tức là bạn bò. Bố mình pun vaca la car, voi vedeți. Noi vorbim de 18 de lei aici, bă. Oamenii pun vaca la car și trag cu ea pe zi pe asta. E bune? Đâu cho vay. Rồi thì vì em nó vẫn hứa là nếu con đi được á, thì sau này con sẽ kiếm con trai cho. Bă, mie mi-este, știi ce mi-este mie? Să nu plătească careva pentru ei să vină în Anglia, mă. Bă, careva să plătească pentru ei să vină în Anglia, că știu că îi bagă pe undeva pe la vreo seră din asta sau pe acolo. Și muncesc cu oamenii de dimineața până seara, de întorc cifre colosale. Înțelegeți? Pentru că ei muncesc foarte mult. Aia și e. Mie aia mie. Să plătească careva pentru ei și le oprește din ce fac. Le oprește din ce fac pe fiecare an. Man, nu primi toată lumea 20-30 de mii de ca. Sunt bani mulți. Bă, viața mea, scrisă și tu comentariu, fra. Păi noi vorbim în contextul în care oamenii pun vaca la car. Noi vorbim despre niște oameni care pun vaca la car și pentru mine 20.000 sunt mulți. Eu câștig 20.000 pe an, dintre care plătesc chirie, din ea 20.000 și plătesc chirie și mănânc. Și sunt pe an, bă, m-am 300 și ceva de zile are anul. Înțelegi? Și pentru mine sunt 20.000 mulți. Nu știu dacă mă înțelegi ce zic. Nu, eu cred că e manevră, cineva a plătit pentru ei, bă. Cineva a plătit pentru ei, eu cred. Că și dacă aveau pe cineva, făceau reîntregirea familiei, cum ar veni, și mi se pare că merge și la ei. Sau nu știu. Dar ăștia nu par oameni care să aibă, să-și permită să dea 18.000 să ajungă în Anglia. Pentru că eu trăiesc în Anglia și nu e chiar așa, nici în Anglia asta aceea, să spun eu. Cam pe tu pe unde, în toată Europa, cam pe unde trăiești, câștigi de așa fel că se... $20,000 în China, mâncare, kilos, poți... Mânge 18 ca... Sur curați. Aduce și le pune la muncă. Băi, aia cred că să nu-i fi adus vreunul care să-i bage el, să nu cumva să-i fi luat, să-i fi dus prin caravane din alea picolo, pe la capă de aia și îi bagă și au grijă de o fermă întreagă. Și sunt 30. Îi pui într-o caravană din aia, man, și oamenii ți-au grijă de toată ferma. Deci nu văd eu ca oamenii ăștia să fi plătit din buzunarul lor 22, bă, voi văzurăți pe fiecare la rând de luarmă, 22 de mii de dolari. Nu aveau oamenii ăștia că puneau vaca la car, voi văzurăți. Eu după 3 ani de tir nu strânsesem 22 de mii de dolari. Și munceam, vă spun, și eu munceam 15 ore pe zi și mă luam și țepe de la patroni și mai și mâncam din ei și tot așa. Deci munci pe tir 3 ani de zile, n-am reușit să strâng 18.000 de lire. Aveam undeva la vreo 12.000-13.000, ceva de gen. După 3 ani de tir. Dar vorbim de oameni aici care pun vaca la car. Înțelegi? Zice tactul că am promisat bani de la bancă, a vândut vacile pentru... Și totuși, cu ce girezi ca să iați bani? Bă, dar totuși, mă, mi se pare la mintea cocoșului, bă. Bă, totuși mi se pare la mintea cocoșului, bun, scoți bani de la bancă, să faci ceva cu ei, să faci o afacere care cât de cât a reușit cumva, dar nu scoți bani de la bancă să-i dai lui unul, să te ducă unul ceva unde, gen.
N-ai cum să ai atâta încredere în oricine. În oricine. Și cum îți dă banca 18.000? Vinzi, vacile, cu ce girezi? Cu ce... Nu-i mă chiar așa, bă, bă, viața mea, nu mă duc eu și nu-mi dă banca cash. Bă, mă duc eu în Anglia și lucrez cu, cu contract. Lucrez de 5 ani. În fine. Și nu-mi dă banca cash banii ăia să-i scot să iau în mână. Voi mă înțelegeți ce vreau să zic? Banca nu mi-i pune mâine în mână cash. 18.000 de lire. Nu mi-i pune, că nu... Trebuie să justifici ce faci cu ei, trebuie să... Girez cu rinichi. Suspecting this may not be the first time Hughes's fleet of lorries have been used to smuggle people, detective sees another of his trailers for forensic testing. What they discover blows. 4.000 de muncă. Auzi că mai mult nu mi se acceptă. Auzi. Was the case open? Auzi ce spune omul. A fingerprint belonging to another Vietnamese migrant who arrived in the UK sometime before the 39 died. Auzi că au găsit printuri pe, adică amprente pe remorcă, dar totuși, bă, cum au găsit ei dacă ei n-au bază de date? Ei ceruiesc baza de date cu Vietnamul, mă? Spuneți voi, cum au găsit ei dacă ei n-au bază de date? That for me was really, it was gold dust. Spune, ei spun acum că au găsit amprente pe remorcă cu alt vietnamez care a ajuns nu știu câte... să înțeleg că l-au prins, l-au identificat. Și i-au găsit amprentele pe remorcă după aia. Da, așa are logică cât de cât. Adică l-au prins, l-au identificat, dar cum îl prind? Că nu prea te oprește nimeni pe stradă să te ia, să-ți ia amprentele. Mie nu mi-au luat amprentele până acum. Și stau eu 5 ani în Anglia. Cum l-au prins pe ăsta și l-au identificat și l-au luat amprentele? Altă întrebare. Deci l-au prins pe ăsta, l-au verificat, l-au luat amprentele și după aia au găsit amprentele și pe remorcă. Hai că. The witness was extremely fearful and they would not give evidence without a high level protection. Mhm. Deci că nu ar fi dat informații dacă n-ar avea vreun high level protection, adică să-l protejeze cumva, gen. And from that point they became known as witness X. De acolo, ca să ofere asta informație despre ce și cum, l-au numit X. Și aici dă declarație cum ar veni. Despite fears for his safety, witness X agrees to cooperate with police and gives them a full account of being smuggled in one of Ronan Hughes's lorries. A dat declarație că a fost... Păi n-aveau cum să-l aresteze, bă. Înțelegeți? N-aveau cum să aresteze pe ăla, cred. Ăsta a declarație că a fost... A declarație că a fost aia. Înțelegi? Că a fost mugle din ăsta. I believe that the people involved in bringing Vietnamese people into the UK are like the mafia. They are organized criminal. They are very dangerous. I fear... Stai să lămurim pe asta cu organized criminal. Când e vorba de 800 de mii de lire într-un job. Bă, când e vorba de 800 de mii de lire într-un job. Măi, vorbim aici că lumea face afaceri mici. O femeie la prostituție, două femei, trei femei, patru femei. Da, păi să puși tu într-o zi. Că la 9 au fost încărcați. La 9, da? Au fost încărcați și până la 1 noaptea, în noaptea se descărcau, fii atent. La 9 au fost încărcați și până la... În noaptea se și descărcau. Că el când spune acolo, give them air, dar nu-i lăsa afară, adică dă-le aer și nu-i lăsa afară, spune din cauza faptului că trebuiau să descarce în altă parte, gen. Deci de acolo... Dacă supraviețuiau, le dădea aer, după care continua drumul până în momentul descărcării, gen, unde ajungeau ei, unde ajungeau. Okay? Și de la 9 dimineața până în 24 de ore 800.000 de lire. Ha? 800.000 de euro. 800.000 de euro, nu?
Euro zicem, da. 800.000 de euro în 24 de ore, bă. Scade motorina și șoferul. Bată mama dacă nu murim. If they know that I am providing the police information that they will harm my... Nu te mai știe nimeni, bă, băiete. Cum puteți să veniți cu bullshit-ul ăsta? Adică, dacă ei ar ști că dau informații la poliție, păi pe voi acolo vă ia la grămadă. Cine mă știe? Că oricum nu e prima oară când am făcut treaba asta. Era prea sigur pe el ăla, mai am și zâmbea la cameră. Asta înseamnă mafie. In February 2000... Când e vorba de bani mulți, man, always așa, adică... Când e vorba de 800.000 de euro... Făcuți în 24 de ore, să fii sigur că nu-i vorba doar de o persoană. Să fii sigur. E vorba despre atât de mulți bani încât n-are cum să fie vorba doar de o persoană. Că sunt foarte mulți bani. Înțelegeți? 2019, I got a flight from... Deci fii atent, Vietnamul e aici. Vietnam to Poland. Deci în Poland ei pot să ducă, nu? And then decided to move to France. Și din... Poland au voie să ducă în Franța, înțeleg. I made contact with a man who could arrange travel into the UK. Zice că a ajuns în contact cu cineva care poate să-l ducă în UK. 850.000 O să au luat mai puțin, mă. 13.000, 13.000 de lire. Prin ștauri, eu când băgam Germania-Anglia, îmi mai propuneau și asta duc cu 7.000. Până în Franța nu sunt granițe. Din stăgea nu sunt în Albania, așa zic și eu. He provided me with an address near to Paris that I should go to. And then some taxis arrived to take us on our journey. We drove for a few hours. We stopped at an area near to an industrial unit. We were all told to go and hide in the crop field. Ascund aceea. And then a large lorry stopped near to where we were hiding. The driver then helped all of us to get into the back of the lorry. Deci șoferul i-a ajutat să urce. A închis ușa. Dar câți erați? I could feel the lorry start to move. There were no light in the back of the lorry. There was... Avea o găleată în care să-și facă nevoile, o. A bucket in the corner for going to the toilet. Adrian, dă-le 300 de minute, man, 300 de secunde. Și dacă apar, le mai dai 300 de secunde la ăștia care încearcă să jignească. The journey across the channel took around 8 hours. 8 hours? Aceeași rută înseamnă. 8 hours, stai așa un pic. Across the channel take 8 hours. 8 hours. Cât calcularea, mă, că a durat ăla? Mult mai mult. Some of the people in the container go to sleep. Mulți s-au culcat. I didn't. I stay awake the whole journey. El nu. It around 9 or 10 a.m. when the door of the container opened and we see daylight for the first time. X gave a voice to the victims that the rest of the evidence just couldn't give. Because we could never hear from the victims themselves. It would only have ever been speculation. His journey was exactly the same as the journey of the 39, except for one detail. X explains there were 15 people in the container that he travelled across. Erau 15, bă. Înțelegeți?
Erau 15, acum băgaseră dublu. Erau 15, voi gândiți-vă că se poate calcula volumul de aer acolo. Adică cam cât aer ar putea să aibă remorca aia și cred că și din cauza aia au trecut. Nu că au dublat numărul lor. I-au băgat mai rău ca pe porci, că la porci, de exemplu, le lași, au ventilatoare, sunt deschise remorcile. I-au băgat 39, mă, de la 15. Fără măcar să se gândească nenorociții, după bani, mă, lăcomia, mă. Fără măcar să se gândească că pot rămâne fără aia sau ceva de genul. Înțelegi? Vezi că merge mai mult frig. Nu, remorca e sigilată bine. Remorca aia de tip frig este foarte sigilată, pentru că atunci când pornești frigul, remorca aia poate să se ducă până la minus 15, minus 20 de grade. Poate să înghețe înăuntru. Ea trebuie să fie foarte bine sigilată ca să ajungă la temperature minus foarte mari. Trebuie foarte bine sigilată. Este la fel și cu aerul de afară ca să intre înăuntru. Deci aerul de afară ca să intre înăuntru intră foarte greu. Deci tocmai din cauza aia. N-aveau cum. Dacă era prelată, respirau foarte bine, n-aveau nicio treabă. Dacă era remorcă tip prelată, n-aveau treabă. Dar din cauza... și dacă era box, dacă era remorcă de tip box, aveau o șansă. Pentru că nu e atât de bine izolată remorca de tip box. Dar asta pentru că trebuie să ajungă la temperaturi de minus, minus multe grade, nu știu exact la cât ajunge o remorcă de aia la minus, e și pe compartimente, am lucrat, dar nu știu exact la cât minus duce. Sunt unele care duc la minus mai mult, sunt unele care duc la minus mai puțin. În principiu cam duc la minus, nu știu, minus 20 de grade, la marfă înghețată. Ea trebuie să fie bine căptușită ca motorul din față să reușească să facă față, să răcească toată remorca până în spate. Pentru că dacă are găuri prin care să intre aerul de afară cald, se strică marfa. Înțelegeți? Aia e logica. Half the number of people. Uite aici. And crucially, X's account showed us that the drivers were fully aware that there were people in the trailer. M-au băgat 15, la 15, da, mai s-au lăcomit, mă, s-au lăcomit la bani. Că ei trebuiau să treacă, dacă treceau 15, poate treceau. X's account also gives detectives a description of a drop-off point. A farm, 8 miles from Purfleet Docks. Deci n-avea decât să meargă 8 mile. Deci șoferul ăsta, practic, lua pe 8 mile vreo 20 de mii. De coco. Și noaptea târziu. Cine? Lua 20-30 de mii. Pentru că cineva când vine și îți... vine și îți propune jobul, spune, bă, faci 8 mile, îți dau 20 de mii. E remorca de și o duci colo și aia. Ca să te și ia de cap să spună că... ce pe zi, man, că a ridicat remorca la ora... 1, imediat la ora 1 noaptea, într-o oră să faci 20 de mii de coco. Ești băiat, nu? Uite că spun oamenii că duce remorca până la minus 26 de grade. Îți dai seama, ca să reușească motorul să o răcească, trebuie să nu aibă scăpări de aer, să nu reușească să intre foarte mult aer cald de afară în remorcă, că altfel dezgheață marfa, gen. And when they check CCTV, they find something unexpected. Out. Amazingly, on the CCTV, we had a red lorry with a white trailer and a convoy of four cars, including Nika and Ronan Hughes in their own cars as well, making a little convoy past to the drop-off point where people being brought into the country were being taken out the back of the lorry and put into different... Bă, întrebarea este... Nu, eu nu cred, bă. Bă, manevrul ce a făcut din interiorul Angliei, ascultați-mi ce vă spun. Nu spuneți că numai ăștia doi au fost părtași. Bă, nu are cum așa ceva, bă, i-a dus și gata. Îl lași pe câmp. Ce afacere e astea, i-a dus și îl lași pe câmp, gata. Bă, nu mă, eu cred că e mai mult decât atâta, mă. Mă, e mai mult decât atâta, mă. Nu are, mă, cum îi lași așa, mă.
Eu cred că e mai mult decât atât, mă, îi lași pe câmp și gata, iei banii ăia și gata, ce... De aici încolo ce facem? Different cars. And then them driving out in a convoy on the way out as well. E descărcare, da? Și acum întorc. Just priceless. Tracking other journeys the lorry made, detectives are led to a local hotel, where they find the evidence they've been waiting for. Roman. All three suspects together in one place. Ăsta vine cu plasa de bani. Robinson and Ronan Hughes were there already, having a drink. It was about midnight or one in the morning. And then Nika turns up and he's carrying a black holdall. He then is greeted by Hughes and they then go upstairs. Păi e grea plasa asta, mă, bată, mă. Hai să băgăm și noi 800 de like-uri, boys. Ăsta al nostru lucra part-time. Cred că ăsta era capul mafiei, ăsta era... Ăsta al nostru cred că era link-ul dintre Europa și restul. And they go to Hughes's room and they're out of view for a... E goală și acum merge înăuntru să ia banii. Quite a few minutes, I think about 14 minutes, I think. And then they come back out again. That bag looked a little more empty than it did when it went in. Deci ăia s-au adus banii, bă, băiete, bă. Fai de capul, mă. Bă, să știi că ar fi intrat în aia. Ar fi intrat în plasa aia 800.000 de, 500.000 de lire? Adică 800.000 de euro, ar fi intrat. I suspect there was money inside that bag. Bine că suspectează că ar fi fost banii în geanta aia. It's the final piece of the puzzle. Uite cum merge românul nostru, bă, ce șmecherește merge. It means the team now has evidence tracking people and money from Vietnam. Bă, explicați-mi mie, bă. Mă, totuși eu nu cred treaba asta. Cum oamenii ăștia își permit, bă, băiete, să dea 18.000? Hă? Cum își permit oamenii ăștia care, uite, sortează pește cu alea? Să dea 18.000 să treacă. Toți banii din familie. Bă, man, bă, viața mea 18.000, n-am avut nici eu. Unde o să strângi 18.000 în familie dacă ei leagă vaca la car și dă pe câmp, bă? Mă, unde tot de unde vorbim să dea bani dacă eu după 3 ani de tir n-am avut atâția bani și lucrat în Europa și tras? Au plecat din Franța și până în Franța, cât am uitat? Până să ajungă în Franța. Mă, n-ai mă cum să ai în familie atâția bani. N-ai cum să ai în familie atâția bani că oamenii ăștia din ce imagini neoferiră, oamenii ăștia leagă vaca la car, bă. Leagă vaca la car. Poate au lucrat în Franța. Păi oamenii, părinții lor spuseră că au plecat din Vietnam. Și totuși cu ce amăgesc ăștia de iau de cap să ajungă în Anglia asta atât de tare? Prin Europa nu găsit să se oprească pe nicăieri? 18.000 și făceau afacerea. Ei. Bă, eu cred că ăsta e mult mai mult decât atâta. Îi cumpărau. După ce ajungeau în Anglia, cred că îi cumpărau, bă, mai departe. Îi cumpărau pe la ferme. Ascultați la mine ce vă spun. Nu e numai atâta ne arată ăștia. Sau ăla care plătea pentru el. Și plătea, îl dădea în chirie, poate că. N-avea cum, că să afla. Trafic de persoane. N-avea cum să afla, să-l dea în chirie. Dar eu cred că ăla plătea pentru el ca să ajungă în Anglia și ăsta îi scotea banii cu el cumva. Nu cred, cineva din interiorul Angliei plătea pentru ei să ajungă. Plătea pentru ei, n-aveau ăștia de cum de atâția bani. Nu-mi spuneți mie de oamenii, de banii familiei și de banii nu știu cui. Banii ăia nu veneau de la ei, sigur. Oamenii ăștia nu aveau banii ăia, mă. Eu am lucrat pe tir prin Europa și n-am reușit să strâng în 3 ani banii ăia și muncit hard. Dar păi oamenii ăștia care leagă vaca la car, bă, nu e, bă, nu e, pentru mine nu, pentru mine ceva încă miroase dubios. Eu știu, șoferul e direct vinovat, da. Ăia care au transportat direct vinovat.
Dar dincolo de povestea asta nu e doar atât. Through mainland Europe and into the UK. Și camionul ăsta nu prea seamănă, dacă mă întrebați pe mine. Each person paying £13,000. £13,000, zise. The operation was netting nearly £500,000 for the gang. £500,000. Jumătate de milion de pound. Vai de cap. First charge is manslaughter on the 23rd October 2019 at Grays in the county of Essex. Second charge is manslaughter. Morris Robinson is charged with 39 separate counts of manslaughter. And there's now enough evidence to charge the other three suspects. Eamon Harrison and Ronan... 39 de ani să crede! Chisă-vă că-i dălul ăsta! ...has evidence tracking people and money from Vietnam through mainland Europe and into the UK. Păi zic că-i dălul ăsta, mă, 13 ani, n-avea cum să-i dar numai 13 ani. Each person paying £13,000, the operation was netting nearly £500,000 for the gang. First charge is manslaughter on the 23rd October 2019 at Grays in the county of Essex. Second charge is manslaughter. Morris Robinson is charged with 39 separate counts of manslaughter. 39. And there's now enough evidence to charge the other three suspects. 35 de ani, zice, mă! Bă, zice, 35 de ani? Că au murit 39 de persoane, nu, ca, nu mă, nu înțeleg eu. Păi lasă câți ani de închisoare a luat? 39 de ani, nu? 39 de ani de închisoare, nu mai vezi lumina soarelui. Să te bată cucu, să mai vezi bani toată viața ta. Unde să primească, bă, 13? Tu e singurul care prinde 13. Eamon Harrison and Ronan Hughes are extradited from the Republic of Ireland. And Georgie Nica is caught at Frankfurt Airport. Ăsta călătorea mult, bă, băiete, bă. George Nica asta era mare mafiot. Ăsta cred că era capul clanului. Ascultați-vă la mine ce vă spun. Ăsta cred că era capul clanului, că-l bal prins pe la Frankfurt, bal prins pe România, bă, numai așa. Nica was a big part of this crime group. Hai să facem 800 de like-uri, boys! I'm quite certain that he thought people... Era fondatorul de la Smugli. Ce înseamnă asta? Ucidere prin... Ucidere prin întâlnență a fost șoferul. N-are cum să-i dea maximum. Păi și cât a luat până la urmă? A luat 13 ani sau a luat 30 și ceva de ani șoferul? Și ăsta nu prea a luat, ăsta într-o oarecare măsură, chiar dacă știa, era parte din așa ceva, dar practic ți-a dovedit, dar nu că până la urmă urmi și așa ăsta partea, că o să vedem și când au murit practic exact, că i-au văzut. Ei, o să vedem pe zi pe ăsta, când au murit exact, în cele ce urmează. He was somewhat untouchable. Deci credea despre el că e cineva de neatins, George Nica ăsta. Știi? 13 ani, 13 ani. Este o ieșire care se află pe ușa din spate. Și una în față, lângă cabină. Ar fi sigură metode pe Google. 38 de ani, spuneți-mă. Banii le băgai tuburi de oxigen. Crezi că ăsta le-a păsat de ei vreo clipă? Cred că ăsta le-a păsat de oameni. Ăștia au vrut bani, n-au vrut ei să... Știi? And we proved him wrong.
El credea, zice că jurnalica asta părea unul de neatins, dar noi i-am dovedit că e greșit. Despite charging their suspects, detectives still have one unanswered question. Exactly where... Deci fii atent. Exactly unde au murit. Where on the journey did the victims die? Deci acum vedem unde au murit ei exact. Pur fete aici, mă, vezi, la Zeebrugge aici, cam câte ore ar fi, mă? Pat să fie 3 ore, 3 ore și ceva. Primul șofer 18, deci Nick a luat 27, Harrison 20. Primul șofer 18, iar al doilea 13. Doar 13 la ăla, 8 ore e până în Purflet cu vaporul. 2 ore jumate faci de la Dunker, dar Dunkerul e aici undeva. La Calais faci 2 ore, o oră 45, ceva de genul. Și pe partea asta spuneți voi că faci 8 ore. 6-7 ore am trecut pe partea niciodată până la Purflet. 7 ore aproximativ. Answering that will determine whether the trial takes place in a British or European court. Deci vor să afle unde au murit oamenii ca să știe unde vor fi judecați ăștia sau unde vor fi trimiți în închisoare, cum ar veni. Pune vezi pe ăsta, hai dreptate. O oră jumătate. 6 ore cu Baco, Rotterdam, Northwich. Da, bă, dar Purflet ăsta e la Northwich? Rotterdam. Ia mă să vedem. Hai că vedem pe mapă. Poate găsim pe mapă. Purflet, Zeebrugge. Stai așa un pic. Pe mapă. Stai așa. Purflet. 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 Docks. Da. Și mergem. Zeebrugge. Brugge. Docks. Nu pe aici, mă. Păi da, stai, mă duce pe la Dunker, vezi? Nici măcar... Băi, nici măcar nu trece barcă încolo, mă, voi vedeți? Sau nu mă lasă pe mine? Nu ți arată. Nu mă lasă pe mine să treacă, deci îi trec pe aici. Ce trece pe aici, trece Cobol Fretul. Dar ne ducem aici la Dover. Și dacă pe partea asta facem 2 ore. 2 ore spune că facem. V-am mai zis. 2 ore faci. Pe partea asta faci 2 ore și 9 minute, da? Pe partea asta alaltă. Ia uite, bă, și tu. Să încălci harta asta. O oră și 40 de minute faci, că mai ai jos pe barcă. O oră și vreo 45 de minute faci. Nu faci mai puțin decât data. Deci ăștia să fi făcut pe partea asta, pe aici, pe sus, eu cred că undeva la... Spuneți-vă, 4 ore. 4 ore au făcut. Trebuia să ajungă lângă Londra. 8 ore au făcut. 8 ore. Au făcut 8 ore, că e mult mai mult pe partea asta și faci 3 ore pe la Dunker, cam ceva de genul. 6 ore. We knew there was a refrigerated trailer. There was a data recorder fitted to the side of that lorry that took temperature readings. Acum calculează temperatura ca să vadă cam când au murit. Data showed that after the victims
boarded that trailer from Bien after they were locked in by Harrison. The temperature slowly began to rise. De unde așa? We know that when Dunkirk, so the lorry set off from the pickup point heading towards Ibruga, the temperature was 12 degrees. Ostende. By 11:30, the temperature had gone up to 21 degrees. 21 degrees, la 11. At 1:05, Harrison pulls into a petrol station in Zeebrugge. At that point, the victims outside are sitting in a trailer which is now 25.2 degrees. 25 degrees. By the time he's reversing the trailer into the parking bay at Zeebrugge port, the temperature is 27 degrees. La cât? La cât? 27, aici trăiau. At 3:36, the ship leaves Zeebrugge port 36 minutes behind schedule. At 6:25, the trailer temperature has risen to almost 35 degrees. Ta, de aici gata, nu mai aveau aer. De aici nu mai aveau aer, bă. De aici nu mai aveau aer, la 36 de grade nu mai aveau aer, gata. La 36 grade nu mai aveau aer, numai. Plus că tu gândești în felul următor că erau 36 de grade și erau toți 39 care respirau. Deci erau 39 care respirau la 36, încercau să respirau la 36 de grade. At 8:02, the last message was recorded on the victim's phone. Zice că pe noapte ar fi murit. There were some recordings that were found on one of the devices whereby one of the victims had decided to use his phone to record himself. Îți dai seama? Îl lași ultimele cuvinte. Să lași ultimele cuvinte, bă, cum ar veni, asta s-a putut face. E greu să te gândești ca să dai play, bă, la ce a putut să spună omul ăla în disperare acolo. I-a dat drumul la frigider înainte de port. Dacă dădea drumul când lăsa în port, să fi dat drumul la frigider înainte de lăsa în port, să-l lăsa să meargă 5 minute, făcea pauză cu el conectat. Trăiau. Mă înțelegi ce spun? A început să pierde temperatura când a sare morca. Se poate și asta din cauza că a mers tinde într-o oarecare măsură să stea mai rece decât oprit. Când s-a oprit, a început să coacă. Dar dacă prostul se uita, bine, dacă nu-i pori frigul, nu-ți arată cât de grea de aia în remorca. Dar dacă se gândea fraierul să dea drumul puțin la frig, dar dacă îmi bagă frigul, nu bagă aer? Când bagă înăuntru, nu bagă aer? Întrebarea mea aia e. Nu bagă aer rece frigul înăuntru? Păi a verificat pe ecran temperatura. Nu bagă aer rece? Oricum, bă. Va porți de jos și ai sala de mese unde poți să mănânci. N-ai voie să stai în camion pe timpul trecerii cu vaporul. N-ai voie să stai nimeni în camion. În principiu nu prea ai voie, dar sunt oameni care dorm în camion pe timpul. A, nici în frigider nu bagă aer, da. Good point, da. Using the video camera on his phone to record his message to his family, because we could confirm the time that recording was made, we were able to confirm that he, and it was quite evident from the noise in the background, that
there were still at least some other people alive at that time. I can't breathe. I can't breathe. Bă, întrebarea mea nu s-a gândit niciunul, mă. Să sune la 911. Întrebarea mea. Că dacă sun la 911, ăștia te trăcuiesc prin satelit. Voi înțelegeți? Nu s-a gândit niciunul, mă, să sună la 911. Pentru că atât de avansată e Anglia cu sistemul 911, eu sunam când a mea gravidă. Îți veniți din câmp, de unde să știe 911? Exact. Dacă sunau la 911, se salvau. Dacă sunau la 911 și știau, se salvau. Eu am rămas prost, am sunat din casă că lumea mea era rău, nu știu de ce am sunat. Și m-au întrebat la un moment dat dacă vreau salvare. Sau, nu, m-au întrebat la un moment dat dacă vreau să anulez salvarea, că ei se pregătiseră să-mi trimită salvare, gen. Deci imediat ăia de acolo te trăcuiesc, văd unde ești și îți trimit salvare. Dacă sunau la 911, unul dintre ei să fi fost unul mai înțepat, că probabil, bă, vin într-o țară, trebuie să te gândești să știi măcar un număr de urgență la care să apelezi. Trebuie să știi măcar câteva chestii, nu știu, o boabă de limbă străină. Bă, acum, până la urmă, ori, spuneți voi că erau vietnamezi, trăiau pe câmp. Dar să dai 18.000 de lire, bă, viața mea, să ajungi în Anglia, scuză-mă pe mine, și să nu știi, să fii în stare să plătești ca să ajungi într-o țară 18.000 de lire, ăla înseamnă că e visul tău. Tu trebuie să ai o idee despre visul tău, adică te gândești cât se câștigă, cum se comportă oamenii acolo, care ar fi un număr de urgență. Dacă sunau la momentul ăla la 911, unul dintre ei, și spuneau că nu putem respira, suntem în remorcă, suntem imigranți, sau dacă spuneau doar help, 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 trailer closed, no breathing. Imediat ăștia îl trăcuiau, vedeau că sunt în vapor, se dădea alarmă pe vapor și se luau toate remorcile la rând și se verificau și scăpau. Asta la poziția vedem, deci n-a mers. Păi, dar nu la vietnameză, bă, man, că probabil nici n-aveau credit. Ei, din ce se descoperă, ar fi murit în apele Angliei încoace. Au sunat la 113, dar nu era semnal. Au încercat, dar nu ai semnal. Pe vapor te puteai conecta la internet. Și din ce știu, la 911 merge să suni fără să ai semnal. Still live, man, da. La 911 merge fără să ai semnal. Uite, și tu, I'm sorry. Ia atent ce scriu. I can't breathe. I have to go now. I'm sorry. Bă, dar oamenii vorbeau, uite, scriau cu... Bă, pe bune acum, eu nu știu să scriu cu diagramă, mă. Cu cratimă din asta sus. Pe bune, ei scriau așa mesajele astea. Și nu s-au gândit măcar o clipă să sune la numărul de urgență englezesc. Deci scriau cu... Eu nu scriu cu cratică. Eu scriu sorry direct. Nu ai scriu I'm sorry. Acestea sunt traduse, da. Da, da. Probabil se traduce, da, aici aveți dreptate. The temperature reached its peak was 38.5 degrees. 38. Fa. La 38 de grade, gata. Numai ce. La 38 de grade, numai ce. Between 9.42 and 9.52. Doamne, I'm sorry. Can take care of you. E, ăsta este băiatul ăla care avea 3 copii.
și scrie de pe nu, după telefonul altuia. Scrie pe tol, Istuan, I am sorry, I cannot take care of you, adică nu pot avea grijă de voi. Adică nu pot să respir. Have a good life. And then the temperatures slowly started to decrease. And the messages stopped. Mesajele au început, s-au terminat. And the temperature dropped. One by one, they were dying. With twice as many people loaded onto the lorry as usual. De două ori mai... Asta a fost cea mai mare greșeală, bă. Că au încărcat de două ori mai mult decât încărcau de obicei. The oxygen was running out as the trailer crossed the channel. And all 39 died in British waters. Deci au murit în British water, dacă se gândeau, mă, să sun la 911. Ăștia au avut bani, de-aia au băgat 39. Au avut bani de a obrăca 39. Păi și mai bine, bă, mar, ce scrisă și tu viața mea, să mă bată, mă, mi-e să-ți fac, îmi fac poză cu comentariul tău și să îmi fac un colier. Auzi ce scrie omul, dar putea să sună la 1911 că și că îi trimitea înapoi de unde a venit. Bă, când e să mori, refuz să mori, bă, mai bine te trimite înapoi decât să mori. Doamne, mâncați așa bine. Ăsta-i comentariul serii, mă. Adică tu ce ai vrea? Da, mai bine mor decât să mă întorc înapoi la familia mea și să am grijă de copiii mei, gen. Hai de capul meu, comentariul serii. Da, mama. E 9-9-9-9-9-9-9-9. Bă, îți dă emergenții. Adică... orice ai apelat, poliție, orice. Sau și capre că să mor într-o asemenea situație. Mai ales când ai copii, man. Dar nu scrie, bă, câte ore face din Zeebrugge până aici? Bă, acolo trebuia să se calculeze. Nu le-a păsat, bă. Acolo trebuie să se calculeze volumul de aer. Nu știu să calculez volumul de aer. Trebuia să se calculeze temperatura, adică ziua când se transportă oamenii ăștia ca să aibă măcar vreo șansă. N-ai tu cum să te joci cu viața unor 39 de oameni care va să-ți găsi imigranți. Bă, sunt oameni, bă, lăsați prostii de astea cu imigranții, că asta cu rasismul este fumată pentru oamenii inteligenți. N-au, cum, n-au calculat, bă, atâta lucru, bă. Vreau să nu gândești ce cuvinte folosesc, Adrian, ignore-i. E 999 emergency contact. Orice ai apelat la Orențiu, cred că oricum, man, oricum. 111 dacă apelezi, 9911 și zici help, 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 te transferă. Te transferă. Deci dacă eu, orice număr de urgență pe care le-ai apelat, nu trebuie să ai semnat nici credit, pe aia spuneam și noi, pe care a încercat să-l apelezi, te transferă, că se gândesc că pentru asta. Înțelegi? E bine de știut că după live-ul ăsta, probabil mulți dintre noi o să conștientizăm faptul că am impresia că e non-emergency 111, din câte știam. Am sunat în România 911 și m-au sunat 112 înapoi. Ai văzut? Flavius, ce spune? Cât durează cursa în total? Bă, nu știu în total că am cătat. 15 ore calcularăm noi. De când au fost încărcați până când s-au deschis ușile prima oară, 15 ore a durat. Tu vrei calculat aer și prostii. Vrei și masaj. Oamenii care fac chestii genul n-au suflet. Da, mă, n-ai cum să te joci cu viața 39 de oameni, o. În halul ăsta. Poate s-au panicat. Oricum s-au panicat pe la vreo 35 de grade că nu mai au aer. Și au început să se zbată. Și au început să consume aerul mai repede decât ar fi stat calm. Gen. Știi? Oh, God, we're going to
His last car one in it. Name him what? The next day, I keep calling him. Bă, spuneți-mi voi, bă, că oamenii ăștia filmează vaci pe câmp, bă, și voi îi spuneți mie că fac rost oamenii ăștia de 18.000 de lire să treacă dincolo? Hă? Mă apeși apele urgență, spuneați imediat. Exact. Bă, la 112 dacă suna, de exemplu. Bă, din 3 cifre, cam de obicei la urgență te duce. Ascultați-mă la mie ce vă spun. Dacă formezi 3 cifre, 111, 112, 113, 11911, cam tot către urgență te duce. Voi apelați altceva, adică cum? Voi vreau și eu unei vieți mai bune. Au plătit ei, niciodată nimic. Da, au plătit alții care urma să exploateze, asta greșeu. Altcineva a plătit pentru ei care urma să exploateze. Oricum, dacă sunt pe cineva telefonul, sunt ascultat. Bă, eu cred că 112, dacă formai, 113, 911, 111, tot ajungeai la 112. Tot acolo ajungeai la urgențe. Dar probabil nici nu vorbeau engleză. E o nebunie să crezi că ajungi în Anglia fără să vorbești engleză ca să trăiești mai bine decât la tine în țară, într-o oarecare. Bine, trăiesc rău și la ei, dar tot nu știu de unde veneau banii ăia, că uite, îmi filmează numai vaci pe câmp. Vậy là mẹ con là chuẩn bị đi học. Giấc xe ra rồi, chẳng còn mặt con nào chuẩn bị đi học rồi ha. Xong rồi chị bấm điện thoại. Și mai probabil nică era exploatorul. Nu știu cine se bagă în cârdășie cu tine ca să, de exemplu, ca să te exploateze pe termen lung. Nu știu cine se bagă în cârdășie cu tine ca să te exploateze pe termen lung sau cum să poți să faci să... Pentru că le e frică. Le e frică la așa să... Sau să-i vândă Nica mai departe, să-i dea cu ziua. Totuși nu cred, bă, că ăsta părea genul de mafiot care vrea, care nu stătea el să exploateze. Nu îți dai seama să stai, să-i duci la muncă, să-i, nu știu, să stai cu ei. Ăștia păreau genul de oameni care luau plasa de bani odată și terminau bâlciu. Nu stăteau ei gen agenție să, ai că te duc acolo, îți dau de muncă, astăzi prinzi de muncă, mâine nu prinzi și poimine tot așa. Dacă prinzi bine, dacă nu, nu. Đi. Tổng công an tốc xa đại hội chia sẻ là chuyện gì? Có lẽ là anh bị trong cái chuyện xe nữa rồi. Khi đó là họ điền về là cái người nói là em Lường đi thằng Anh rồi. Thế nhưng mà đi trong cái chuyển xe thì nữa là như không may xảy ra tai nạn cho nên là mất cả rồi. Thì đó là tôi vắng chặn cái điện thoại đi, coi là mất luôn. Tin nhắn thì cũng vắng lắm. Bà ta sẽ là phải. Còn trong máy mà lâu rồi chứ bà không nhìn, bà không dám nhìn. Từ khi đó dám nhìn ảnh em một. I'm really, really sorry, mom and dad. Îmi pare foarte rău, mamă și dad. Da. My trip, iubesc foarte mult. Mor pentru că nu pot respira. Mamă, îmi pare rău. Greu, Four men have gone on trial at the Old Bailey in connection with the deaths of 39 Vietnamese migrants who were found in a lorry trailer in Essex last year. There was a massive expectation when we were coming towards the trial. We couldn't fail the victims, we couldn't fail the families who were waiting for their justice. The promise that we gave at the beginning was that we would get justice. After an 11-week trial,
the jury retires to consider its verdict. The deliberation takes a whole week. When they return, they find the four suspects guilty of all 39 counts of manslaughter. Maurice Robinson is sentenced to 13 years. 13 ani asta. Eamon Harrison gets 18 years. Trebuia mai mult ăsta să ia. Mai mult trebuia să ia de 18 ani. And as ringleaders, Ronan Hughes receives 20 years and Georgie Nica 27 years. Deci ăsta era capul cum are 27 de ani. Every man, woman and child that died in that trailer was following the false promise of a better life abroad. They put their trust in people who promised to deliver them safely to our shores. And of course we now know that that trust was betrayed. Dar câte s-au întâmplat fără să știm, amin? Câți au trecut încolo și probabil au fost exploatați un an pentru a plăti datoria. In such a journey, physically and emotionally, I had some periods of time where I found myself in a real dark place. My time's done now, I think, on this type of inquiry. I took the decision that this would be my last investigation. Acum ca să rămână după ce a apărut documentarul ăsta și a fost foarte bine văzut acest procuror, ca să nu linșeze ăștia, ce a zis că se retrage? Pe șustă. Homicide investigation. At the moment we still încă au 22.000 de dolari. Ngân hàng nắm trong rửa chiều. Mình sợ. We can make plans, we have no dreams. Qua ngày rồi tôi chỉ đưa mình này. Ước mơ hoặc nguyện vọng làm cái gì để mình làm được nữa. Ví dụ thì làm được ngay bố mình mà có chặt chịu thì cũng trả được đông bậc lại thôi để sau nhờ con cái hết. Anh hay đòi bố anh, cái thằng này sao anh cứ đòi bố về với con, bố về để cầm con. Con muốn bố cầm đi nhờ. Nhiều lúc là muốn buông xuôi. Păi am scris la începutul materialului că banii se vor da după ce ei aterizează acolo în siguranță? După ce ori murit, tot trebuie să achite drumul. Păi vouă vi se pare normal să achite drumul după ce că i-au omorât? Dar de când au plecat? Stai de capul meu. Nu s-a recuperat prejudiciul, mă, ea pleacă la pușcărie. Ea pleacă la pușcărie câțiva ani și o jumătate de milion de lire și rămân cu o jumătate de împart o jumătate de milion de lire în trei, în patru și pleacă la pușcărie la 13 ani, la 20, la 20. Dacă porește agregatul, el bagă aer de la plus 20 până la minus 33, după cum setezi agregatul. Uite ce zice Pavel, care se pricepe mai mult decât mine pentru remorci de frig.
Deci exista o șansă prin care putea să le dea aer cu frigul. Înțelegi? Da, o nemurare trebuie. Nu îmi poartă o jumătate de milion de lire. Că probabil au făcut transporte și înainte, amin. Probabil au făcut mulți bani împreună, da. Greu, bă, reacția asta a fost una grea. Dar e mult acolo cu frig pornit. Dacă frigul reușea să dea aer, da, aproximativ 70.000 de imigranți sunt în UK ilegal pe fiecare an. Maybe organized crime group, poate sunt grupurile organizate. Mario, te pup, mulțumesc frumos, fra. The police are now working with the Aulaj Industry Group to implement safe change to filter that. Voi uitați ce spune cine a făcut documentar. Trist. Trist, dar adevărat, dragi oameni buni. Cam asta a fost povestea completă acestei crime extraordinare de grea. Grea adevărat. Cu o idee puteți să rămâneți 9-1-1-1, 1-1-2, orice ar fi, în caz de ceva. Ăștia vă trăcuiesc, mai ales în Anglia, prin satelit și vin în cel mai rapid caz. Înțelegeți? Deci poate ai o șansă când dai de chestii de genul 911112, help, help, chiar dacă nu prea vorbești engleză, help, help, I need help, 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 help. Și na. Mureau oricum dioxidul la 45. Dacă sunau la 112, poate că nu mureau. Dacă sunau la urgență, sau verificați-vă remorca. Amin. Exact. Sau verificați-vă remorcile, o. Care, cum și pe unde. Cam atâta vreau să vă spun, dragi oameni buni. Ce să vă zic mai mult decât atâta. Dați, în momentul de față, diferența până la 1000 de like-uri dacă nu vă trebuie caiet. Unde e diferența până la 1000 de like-uri? Întreb. Diferența până la 1000 de like-uri unde este, o, viețile mele? Pentru că am nevoie de încă diferența până la 1000 de like-uri. O sărăți într-un număr extraordinar de mare astăzi pe live-ul ăsta. Reacționează, acum reacționează la din Mexic cu 46 de morți. Nu știu, nu găsesc acum și e târziu. Sunt deja de 2 ore jumate în live. Au fost prea acaparați de documente. Au uitat de like. Documentar, da. Normal când dai un telefon scris la contacte urgență. Bă, man, oricum ai sunat, sunt la 111, 112, 911, tot dai de urgență. Și strigi help în telefon până te trăcuiesc ăștia. Și văd unde ești. Cel puțin în Anglia te trăcuiesc ăștia, te văd pe satelit. Te văd pe satelit ăștia, te trăcuiesc și te văd pe satelit și strimit ajutoare. Mesia reacționează la ăla din Mexic cu 48 de morți. Încă s-a făcut acum o lună, nu știu dacă există vreun documentar despre care putem să vorbim mai mult. Pentru că ăla din ce l-am văzut are vreo 2 luni de când a apărut, de când s-a întâmplat și nu știu dacă încă avem atât de multe informații încât să ne uităm la el să dezbatem. Nu mai reacționez că nu dați like-uri, exact. Exact că da. N-am avut atâția oameni pe live, dar unde la oameni că n-am legător. Deci așteptară-ți documentarul ăsta puternic rău de tot. Ce să vă zic, dragi oameni buni? Pe vapor, indiferent ce număr apelezi, te contactează apel de urgentă pentru că nu ai rețea. Amin. Amin. Deci ei
Dacă sunau, îi trăcuiau și să fi strigat help, help, oricum țipau acolo. Au țipat până au leșinat și au picat jos. Deci ei, prostia lor a fost că au încercat să ia legătura cu Vietnamul, cu țara lor. Dacă încercau să ia legătura într-un oare fel, fost 12 feluri, nu a fost 13, nu a fost 18. Ai venit târziu, man. Noi aflarăm tot. Până în momentul de față chiar aflarăm tot. Câți au fost, câți ani de pușcărie au luat, cât s-a încasat pentru jobul ăla, zicem așa. Vreau să intru pe canalul Discord, ai pus link, dar a expirat. Da? Ia să vă dau link de la Discord. Bă, dar vusărăm o seară, o să mă bată mama dacă nu. Invită persoane. Folosire, copiați. Ăsta este un link. Ia, linkul de la Discord. Cine vrea să intre pe Discord este invitatul meu. De seară. 844 de like-uri, vă las, boys. Vă mulțumesc pentru atenție. În cazul în care nu sunteți abonați, vă invit să vă abonați. În cazul în care nu mă urmăriți pe Instagram, Gram, v-aș ruga să mă urmăriți pe Instagram, unde vă anunț când mai intrăm live și despre ce mai vorbim la story tot timpul. Vă mulțumesc pentru atenție în seara asta, pentru fiecare like, pentru fiecare minut petrecut cu mine. Vă doresc o seară minunată, aveți de voi de trupurile voastre, spuneți nu drogurilor. Vă pup, man, și pace vouă, stimă, ok. Aveți nevoie de truburile voastre, că uite cum ne exploatează ăștia și ce fac cu noi și cu capetele noastre. Hai, vă pup!